pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu. Și România a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor, exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii, în creștere față de anul trecut, țara vecină fiind la doar 76%. De astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului, poți vedea și fotografii, desene și filme ale lui Brâncuș. Expoziția este deschisă până în iulie. Operatorii de la serviciul de urgență 112 din România o să poată primi și apeluri video de la cei care au nevoie de ajutor. Asta înseamnă că serviciul de urgență va folosi internet pentru apeluri, iar cei aflați în pericol pot fi localizați mai precis și mai rapid. 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Și Ucraina a câștigat cu Islanda scor 2-1 și s-a calificat la Euro. Primul meci al tricolorilor la turneul final va fi împotriva ucrainenilor. Meta a fost criticată în ultimele zile de utilizatorii social media care au descoperit că au fost înscriși automat într-o setare care reduce conținutul politic pe Instagram și Threads, compania fiind acuzată de cenzură într-un an electoral important la nivel mondial. Și Macron anunță că racheta Ariane 6 va ajunge pe orbită la sfârșitul lunii iunie. Racheta va duce pe orbită o serie de sateliți. Programul este o alternativă pentru SpaceX-ul lui Elon Musk. Și apartamentul lui Karl Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro. Situat în inima Parisului istoric, cu vedere la Sena și la Muzeul Louvre, apartamentul a fost complet refăcut de către designer într-un stil futurist. Zici că știi pe ce lume trăiești. Ești de acord ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 cât sunt în prezent? Ai fost de acord că resursele financiare rezultate din reducerea numărului bugetarilor trebuie realocate, iar bugetele educației și apărării să crească cu câte 10% din PIB? Funcțiile guvernamentale trebuie reconcepute, limitate, digitalizate, executate și de sectorul privat, în așa fel încât să-ți servească rapid și la costurile cele mai mici nevoile și interesele legitime. În instituțiile publice trebuie introduse prin lege criteriile de guvernanță și practicile de angajare, de selectare a resursei umane și a bunei administrări din companiile private și corporații. Ești de acord ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 cât sunt în prezent? Știu pe ce lume trăiesc? Știu pe ce lume trăiești. Știu. Președintele Klaus Iohannis a informat Parlamentul că a aprobat intrarea și staționarea în România a forței de răspuns NATO cu capacitate de reacție foarte ridicată sau tranzitarea teritoriului național de către acesta în cazul unei crize majore de securitate. Iohannis motivează că timpul de desfășurare a forței NATO este foarte scurt, de 72 de ore, iar situația de securitate a devenit imprevizibilă. Discut mai multe cu Florin Gipa, editor șef la Monitorul Apărării Securității. Bună dimineața, Florin! Bună dimineața, Maria! Ce înseamnă forța de răspuns NATO și din ce în ce condiții poate fi dislocată pe teritoriul național? Da, anul trecut la Vilnius, Alianța Nord-Atlantică și-a schimbat filozofia de securitate. Dacă până acum forțele NATO intrau să apere un stat atacat în 28 de zile, la Vilnius s-a decis ca niciun metru de pământ al Alianței să nu fie cedat unui agresor și s-a decis la fel crearea unei forțe destul de mare, de 300.000 de militari, care să fie puși în alertă și să acționeze în timp foarte scurt. Forța de reacție NATO, în 72 de ore, ea trebuie să fie dizlocată într-o zonă de răspuns, unde este nevoie de ea. Am văzut acest lucru că s-a întâmplat inclusiv în 2022, după ce Rusia a atacat Ucraina, în România au fost dislocate elemente ale forței NATO de reacție rapidă și avem și acum grupul de luptă NATO condus de Franța la Cincu, avem sistemul antiaerian Mamba al Franței la capul Midia, avem drone MQ-9 Reaper din țările de jos, avem aeronave, detașamentul din Turcia Tomace și-a încheiat misiunea la Cogălnicianu și așa mai departe. În jur de 5.000 de militari NATO sunt în acest moment dislocați pe teritoriul României, în primul rând pentru a descuraja o acțiune a Rusiei în zona noastră de interes, dar și pentru a arăta
unitatea țărilor membre NATO de a se apăra una pe alta în baza acordului numărul 5 din Tratatul Nord-Atlantic. Această poziție a președintelui și informarea care s-a produs la începutul anului, dar acum am aflat, era normală să fie această procedură, deoarece în caz de forță majoră, cum spuneam mai devreme, nu mai este timp să cere aprobarea Parlamentului pentru astfel de acțiuni. De asemenea, președintele a informat Parlamentul nu doar despre militarii NATO care intră în România, dar și despre militarii români care vor participa în 2024 la misiuni internaționale. Florin, știu că Iohannis a informat Parlamentul și cu dislocarea în misiuni internaționale a militarilor români, fiind vorba de câteva mii. Ce misiuni vor avea aceștia? Da, Armata României are peste 2500 de militari dislocați în 2024 și alte aproape 2000 sunt la ordin pentru a fi dislocați în cazul în care apare o situație de criză undeva în lume, iar Ministerul de Interne, peste 300 de militari la fel vor fi dislocați. Cei mai mulți sunt în misiuni NATO, cea mai mare misiune NATO pentru România fiind Kosovo, cu peste 600 de militari. Pe locul 2 urmează, bineînțeles, misiunea Uniunii Europene din Bosnia și Herțegovina, unde acolo 400 de militari români ar putea fi rotiți în acest an. Deci sunt misiunile pe care România le avea deja. România are peste 100 de militari, inclusiv în Polonia, în grupul de luptă NATO din Polonia. Vreau să-ți mai adaug aici că la începutul anului președintele Iohannis a informat Parlamentul că a aprobat inclusiv o misiune de antrenament a militarilor români pentru un folos militarilor ucraineni pe nave rapide de asalt care au fost donate de Finlanda. A fost o solicitare din partea guvernului finlandez. Militarii ucraineni se vor antrena în România și vor fi antrenați de militarii români. Deci este clar că România trebuie să facă toți acești pași pentru a-și consolida securitatea și apărarea, ținând cont că țara noastră este cea mai apropiată de războiul pe care Putin l-a declanșat în Ucraina. Mulțumesc mult pentru informații. Mulțumesc și eu. Noi ne lăudăm cu cifrele din apărare, polonezii tac și fac. Polonia își face bază militară aeriană cu elicoptere de luptă la aproximativ 70 de kilometri de frontiera cu Ucraina și Belarus. Polonezii au bătut palma cu americanii pentru elicoptere Apache cu tehnologie de top, sisteme de identificare și urmărire a țintelor, senzori de vedere pe timp de noapte pentru pilot și dispozitive antirachetă, dar mai multe afli la știu. A venit ministrul apărării cu un proiect pentru a fi susținut mai departe de alegători și le-a spus așa: dacă alegătorii, dacă poporul ne mai dă un mandat, atunci ne putem întâlni din nou aici la Volomin peste 2 ani și vă pot arăta că armata poloneză va fi cea mai puternică proiect? Din... Proiect? Ce e ăla? Poftim? Ce e la proiect? Ce e la proiect în România? Păi să și ia notițe, domnul Ciolacu, domnul Ciucă și toți cei care sunt în guvern acum, de la polonezi. Ai spus mai devreme câte arme, câte rachete, câte avioane vor să-și cumpere polonezii. Da, noi suntem departe. Ăsta este un model de urmat, Polonia. Ăsta este un model care arată că da, politicienii se gândesc și la alegători, și la bunăstarea alegătorilor, și la siguranța alegătorilor, având în vedere polonezilor, având în vedere situația actuală. Asta e un pic că și în România ai bază NATO la Cogălnicianu și nu știu dacă ai uitat, săptămâna trecută îți spuneam că ea va fi modernizată, transformată în cea mai mare bază militară din Europa, da, 3000 de hectare, 2,7 miliarde de dolari vor fi investiți acolo. Sunt banii NATO, nu Alex, banii eu tăi. Eu susțin baza NATO, dar hai să nu uităm că va fi gata peste 20 de ani. 6 oameni sunt dispăruți în urma accidentului naval de la Baltimore. Autoritățile americane presupun că cei 6 au murit și au întrerupt operațiunea de salvare după 18 ore. Îți amintesc un vapor de mari dimensiuni a intrat marți într-un pod uriaș, provocând prăbușirea acestuia. Donald Trump promovează o linie de biblii scumpe în parteneriat cu starul muzicii country Lee Greenwood, al cărui cântec God Bless the USA este omniprezent la mitingurile politice ale fostului președinte. God Bless the USA Bible costă $60 fără taxe de transport.
Și Medvedev înscrie a 350-a victorie a carierei, tenismenul rus s-a calificat marți în sferturi la Masters-ul ATP de la Miami. Medvedev, campion la Miami în 2023, s-a impus cu scorul de 7-6, 6-0 după o oră și 29 de minute în fața germanului Kopfer. În sferturi, el va evolua cu învingătorul partidei dintre norvegianul Casper Ruud și chilianul Nicolas Jerry. Atacul terorist de la molul de lângă Moscova are evoluții spectaculoase în reacții. În câteva ieșiri publice rare generate de participarea lui Putin la o ședință a Procuraturii Generale, șefii serviciilor secrete ruse anunță nici mai mult, nici mai puțin că îl vor omorâ pe liderii ucrainieni. Primul pe lista lui Bornikov este Kiril Budanov, șeful Serviciului de Informații Militar al Ucrainei. Кто совершает преступление в отношении России и российских граждан, является законным человеком. Чего они живы до сих пор? Все впереди. Сказали, что точно Украина стоит за этим терактом. А что на это указывает? Много указывает. Это сейчас Следственный комитет все проанализирует и будет информация. И спецслужбы, и правоохранительные органы, у них все это есть, они вовремя скажут об этом. Despre ultimele evenimente din Rusia știe mai multe Sorina Matei, editor Alif News. Foarte rar Alexander Bornikov, care este directorul FSB și a spune al doilea cel mai important om din Rusia, face declarații. Ei bine, am văzut pe Bornikov făcând mai multe declarații, practic, la mai multe televiziuni din Rusia, și spunând același lucru. În primul rând, ar trebui să vedem ceea ce se întâmplă în anchetă și cred că datele sunt și aici în evoluție, ancheta privind atacul terorist. De exemplu, s-a aflat că teroriștii, cei patru, mergeau în mașină cu 141 de km pe oră pe acea autostradă care duce în Ucraina. Alexander Lukashenko, președintele Belarusului, pentru că a fost și această discuție, a spus chiar fără să-l întrebe nimeni că teroriștii n-au putut să intre în Belarus pentru că acea autostradă, nu știu dacă telespectatorii au văzut imagine, avea o bifurcație. În dreapta se mergea spre Belarus, iar în stânga se mergea spre Ucraina. N-au putut să ia spre Belarus pentru că granița în acea noapte a fost, granița cu Belarusul a fost oprită. Chiar Lukashenko a spus că a vorbit toată noaptea cu Putin la telefon să se asigure că ăștia nu trec granița și ca atare au luat-o spre Ucraina. Ieri proprietarii mașinii, de exemplu, că tot vorbim de anchetă, au fost arestați pentru 2 luni. Cei care i-au găzduit în acel apartament pe teroriști au fost audiați. S-a aflat că și în Tajikistan, că vorbim deja de 3 state care cooperează, 3 state prietenoase Rusiei care cooperează în această anchetă, rudele teroriștilor din Tajikistan au fost audiate de autoritățile de la Dushanbe. Chiar președintele Tajikistanului se ocupă în mod personal de această anchetă. Revenim în România și e oficial. Lareș Bogdan, Dan Motreanu și Florin Roman vor fi șefii de campanie PNL la alegerile de anul acesta. Lareș Bogdan pentru europarlamentare, Florin Roman pentru locale și Dan Motreanu pentru cele prezidențiale. Și deficitul bugetar, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,7% din PIB după primele 2 luni ale anului. Comisia Europeană a avertizat luni că deficitul va depăși și în acest an ținta guvernului, care a prognozat pentru acest an un deficit bugetar de 86,6 miliarde de lei, respectiv 5% din PIB. Și cât de calitativă este viața ta? Ei bine, un studiu privind calitatea vieții și bunăstarea socială arată că România este pe locul 44 din 170 de state analizate. Metodologia presupune acordarea unui punctaj pentru elemente ca nevoi de bază, bunăstare și oportunități.
deci știi. Banii muncesc pentru tine. Vrem taxe mici ca să nu le plătim. Problema asta, evaziunea, afectează numai veniturile bugetare, dar și contribuabilii corecți. Banii nu doar. Sam Bankman-Fried așteaptă decizia pentru cele 8 capete de acuzare. Judecătorul a considerat dreptul la liberă exprimare nu înseamnă să încerce să influențeze mărturii. Află ce să faci. Roșu pe piața cripto. Încă suntem într-o sferă bullish. Nu s-a inversat nimic în trendul ascendent. Ca să-i faci. Inflația din zona euro scade la 5,3%. Bet scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Și ne mai spune domnul Ciolacu. Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Conducerea PNL a desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, dar Motreanu șef la campania prezidențială și Florin Roman responsabilul campaniei pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu. Și România a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor, exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii, în creștere față de anul trecut, țara vecină fiind la doar 76%. De astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme ale lui Brâncuș. Iar Politico dezvăluie un jaf uluitor care a avut loc la sediul Europol. Mai multe dosare fizice au dispărut în instituție, inclusiv al directorului executiv, precum și al directorilor adjunți, printre care și Andrei Lință. Iar 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Și prima școală printată 3D se află în prezent în construcție în Ucraina. Aceasta va oferi 4 săli de clasă pentru elevii unei școli primare din Lviv. Meta a fost criticată în ultimele zile de utilizatorii din social media care au descoperit că au fost înscriși automat într-o setare care reduce conținutul politic pe Instagram și Threads, campania fiind acuzată de cenzură într-un an electoral important la nivel mondial. Trump a publicat un clip pe platforma Truth Social prin care anunță lansarea cărții God Bless the USA Bible, cartea preferată a lui Trump, așa cum a numit-o, costă $60. Și apartamentul lui Karl Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro, situat în inima Parisului istoric, cu vedere la Sena și la Muzeul Louvre. Apartamentul a fost complet refăcut de designer într-un stil futurist. Știu ce spun. Cine va ieși câștigător la alegerile pentru primăria capitale? Nu vin cu proiecte. Oamenii își fac implanturi în creier și noi vorbim despre țevi. Știu ce te interesează. Inteligența artificială știe mai bine să lucreze cu elevii. Mă înlocuiește pe instrumentul principal și anume profesorul. Să vezi pe noua generație tehnologia. O atrage din orice direcție. Știu cum să te fac curios. Implanturile lui Musk țin omenirea în șah. Omul cu chip face rocada puterea minții. De ce ai tu neapărat încredere? Îți va vrea neapărat și bine. Știu cum să te emoționezi. Între două atentate care au avut loc la Moscova, numărul morților în urma atacului de la Crocus City Hall a depășit 140 de persoane. Știu să conving. Taximetriștii vor să scape de Uber și Bolt. Bucureștenii vor să-i păstreze. Domnișoare, vreau să mă retrag. Da, și dumneavoastră 50 da, de lei. Exact. Mă duci la destinație conform prețului, nu stai să-mi comentezi la final. Știu să câștig. Tamara, ce să mai. Hai să știm pe ce lume trăi. Știu, deci știi. Yeah.
Cât de calitativă este viața ta? Ei bine, indicele de progres social arată că România este în partea de sus a clasamentului, în creștere față de raportul precedent. Te clasezi pe locul 44 din 170, într-un clasament în care cel mai bine stau cetățenii din Danemarca, Norvegia și Finlanda. Discut despre progresul social alături de Laura Buciu, editor Alef News. Bună dimineața, Laura! Bună, Maria! Ce a stat la baza acestei clasări a României? S-a făcut o medie între nevoile de bază, bunăstare și oportunități și au fost analizate aceste valori atribuite fiecărei coordonate care intră în aceste trei categorii. Ei bine, țara noastră, deși pare greu de crezut, a obținut cele mai bune rezultate la nutriție și îngrijire personală și îngrijire medicală, obținând aici locul 28. La locuință stă pe locul 43, la siguranță personală în locul 45, iar la informații și comunicații locul 46, știm că stăm foarte prost la capitolul digitalizare. Pe de altă parte, coordonatele care înregistrează scoruri mici includ incluziunea socială, aici România se clasează pe locul 71 și apă și salubritate locul 67. Făcând o medie între aceste clasări, România a obținut un loc mai bun decât cel de anul din raportul precedent realizat în 2021. Acest raport despre care noi vorbim acum este raportul din 2023, pentru că cei care l-au realizat spun că între anul 2023 și anul 2024 nu există modificări substanțiale. Laura, dar cum este măsurată calitatea vieții? Se face o analiză a trei dimensiuni principale, așa cum îți spuneam, este vorba despre nevoi de bază, bunăstare și oportunități. Ei bine, în ceea ce privește nevoile de bază, aici sunt încadrate hrană și îngrijire medicală de bază, apă și salubritate, locuință și siguranță personală. La bunăstare sunt incluși parametrii care corespund accesului la educație, accesul la informații, la comunicații, la sănătate și la calitatea mediului, iar atunci când vorbim despre oportunități, acest raport ia în calcul drepturile personale, libertatea personală și de alegere, incluziunea, accesul la educație avansată. În baza acestor punctaje date la fiecare dintre aceste elemente, țările sunt cuprinse în clasament și grupate în mod corespunzător. Mulțumesc, Laura, pentru informații. Astăzi este Ziua Internațională a Teatrului. Această zi este instituită în anul 1961 de către Institutul Internațional de Teatru și se sărbătorește la nivel internațional din anul 1962 în data de 27 martie. Despre cum arată teatrul în 2024 discut chiar acum cu colegul meu, Alexandru Orian, editor Alef News, dar și actor. Bună dimineața, Alex! Bine te-am găsit, Maria! Bună dimineața! Așadar, cum arată teatrul în 2024? Așa, de la actor la actriță arată a artă. E destul de simplu. Nu, pe bune. Este mai bogat, pe zi ce trece. După o comă suferită din cauza pandemiei și o reticență cât mai mare, pare că pulsul își revine. De ce spun asta? Pentru că, uite, Barometrul de Consum Cultural a lansat la finalul anului trecut un raport cu privire la anul 2022, prepandemic. Cum arătau lucrurile în urmă cu 2 ani, deci? Cam 80% dintre români nu fuseseră niciodată la teatru, participarea fiind de doar 20%. Dar setea de teatru vedem foarte bine că începe să revină. Nu avem date ale Barometrului Cultural recente, dar avem totuși niște informații concrete. În 20 de minute de când s-au pus la vânzare biletele din repertoriul Teatrului Bulandra, iau Teatrul Bulandra ca și exemplu, s-au epuizat 4 spectacole Tatăl și 3 spectacole Oedip. Vorbim de 4550 de bilete date în 20 de minute. Teatrul independent scoate ușor capul la lumină după ce a stat ascuns pe toată perioada pandemică, înainte de COVID, știm foarte bine, Teatrul independent părea că prinde rădăcini. Deci, cam cât de mult ne ajută teatrul? Că de fapt aici ajungem cu întrebarea.
întrebarea. Păi hai să iau de la bun început. Platon spunea, teatrul este mimesis, adică imitație. Nu este ceva real, este cumva o prefăcătorie, cum este văzută uneori în viziunea colectivă. Dar apoi vine discipolul lui, Aristotel, care adaugă, da, bine, teatrul este mimesis, dar teatrul înseamnă și cunoaștere. Cunoaștere de orice fel. Și ne punem aceleași întrebări de atunci și până acum, ca și Mihai Eminescu. De atâtea lume, de atâtea vreme, lumea e veselă și tristă. E la fel. Nimic nu se schimbă. Și apoi rămânem la întrebarea de actualitate. Cum arată teatrul în 2024? Sau cum sună teatrul în 2024? Cred că cel mai actual și pentru noi în România sună o replică bine cunoscută și cred că știi la ce mă refer. Eu cu cine votez? Mulțumesc mult, Alexandru. Vreau să-ți mărturisesc că am fost de curând la teatru și era sala plină și mă simt foarte bine când văd asta. Și eu am vrut să-mi iau... Tu m-ai anunțat că s-au pus în vânzare biletele de la Faust și am intrat după, cred, 10 minute și erau deja sold out. Faust de la Radu Stanca Sibiu, să ne înțelegem. Mergem la vară. Zendaya părăsește oficial Arrakis. Vedeta promovează de acum Challengers, în care intră în pielea unei jucătoare de tenis devenită antrenoare și cu ajutorul stilistului ei abordează un alt stil. Practic, se dezbracă de costumul metalic și îmbracă rochia de gală, iar imaginile postate de British Vogue fac deliciul fanilor. Valentino anulează show-urile din iunie dedicate colecției de îmbrăcăminte pentru bărbați, dar și la Haute Couture, după anunțul făcut săptămâna trecută că directorul de creație Pier Paolo Piccioli părăsește brandul. Și The Batman Part 2 va avea lansare oficială pe 2 octombrie 2026. Filmul a fost amânat un an întreg, data inițială de lansare fiind 3 octombrie 2025, dar greva din industrie a dus la o amânare de 2 ani. Fanii sunt acum și mai nerăbdători să vadă revenirea lui Robert Pattinson. Iar NASA ar putea confirma existența vieții extraterestre pe luna lui Jupiter până în 2030. Agenția Spațială Americană urmează să lanseze nava Europa Clipper în octombrie, aceasta urmând să rămână pe corpul astronomic timp de 4 ani. Instrumentele de pe nava spațială sunt foarte sensibile și pot detecta chiar și cea mai mică formă de viață. Mai multe despre acest subiect discut cu Sebastian Fițec, lector universitar. Bună dimineața și mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața tuturor! Ce ar însemna dacă NASA a reușit să confirme existența vieții pe o altă planetă, având în vedere că până acum acest subiect a fost privit mai mult ca o glumă? Da, dacă NASA va confirma prezența vieții pe un astfel de satelit al lui Jupiter, ar fi o descoperire monumentală care ar schimba definitiv pentru totdeauna perspectiva noastră asupra Universului, dar și a locului nostru în el și nu a mai considerat de pildă viața extraterestră ca o simplă speculație science fiction, așa cum o vedem în filme. Ori din acest moment ne putem imagina o lume complet diferită, o lume în care nu mai suntem singuri, ori conștientizarea și imaginația va păși în mod oficial și legitim pe noi tărâmuri, adică filmul devine realitate. Dar totul poate începe, iată, cu această poveste, cu o lume undeva pe o lună înghețată a lui Jupiter, unde se presupune că există viață. Sunt foarte multe studii care arată că aceste condiții sunt prielnice. O misiune Europa Clipper creată de NASA este un proiect titanic care a costat, gândiți-vă, 2,7 miliarde de dolari. Va fi lansat undeva pe o rachetă Falcon Heavy, deținută de compania lui Musk, evident, undeva în octombrie 2023, având data de sosirii pe Europa prin aprilie 2030. Să nu uităm însă că distanța până în Europa iese de aproximativ 778 de milioane de kilometri. Ce ar însemna pe planul nostru confirmarea, adică uman, confirmarea vieții extraterestre, sigur că da, ar fi mai întâi o revoluție științifică, aș începe cu acest lucru, ar impulsiona cercetarea în astrobiologie, ar dezvolta chimia organică, de pildă în cadrul exoplanetelor, dar ar fi și o provocare, în primul rând, antropologică, filozofică, de pildă ar declanșa dezbaterea prinse despre originea vieții, natura conștiinței și eventual posibilitatea inteligenței
existența inteligenței extraterestre. De pildă, gândiți-vă la scala lui Kardashev, o teorie dezvoltată de astrofizicianul rus încă din 1964, care clasifica civilizațiile pe baza cantităților de energie care sunt capabile să le utilizeze, presupunând evident că astfel de civilizații de inteligență extraterestre există și care au trecut prin cele trei etape. Adică prima etapă spune o civilizație capabilă să utilizeze, să stocheze energia disponibilă pe întreaga sa planetă, ceea ce încă noi nu suntem în stare, deci suntem undeva la nivelul zero. Apoi ar fi o civilizație, următoarea etapă, pe următoarea scală, capabilă să capteze, să utilizeze, să zicem, energia stelei sale la nivel de sistem solar și la nivelul 3, la nivel de galaxie. Dar există și interpretările religioase care ar trebui regândite pentru că ar pune în discuție anumite dogme și convingeri tradiționale, evitând la o reinterpretare a textelor sacre. Deci lucru pe care, de pildă, Biserica Catolică a făcut-o deja atunci când Papa Francisc, foarte de curând, a declarat că nu e nicio problemă dacă există viață extraterestră, pentru că acest lucru nu ar contrazice dogma Bisericii. Deci e clar că în cazul Europei, nu aceste misiuni pe Jupiter, cercetătorii au identificat deja condiții prielnice pentru viață. Așteptăm să vedem dacă așa se va confirma în 2030, anume prezența apei lichide, substratul de gheață, moleculele organice complexe și sursa energiei geotermale. Dacă însă instrumentele sofisticate ale navei Clipper, dezvoltate de NASA, vor detecta semnăturile biochimice ale vieții microbiene, acesta ar fi probabil cea mai importantă descoperire în ultimile sute de ani, descoperire științifice care duce la demonstrarea teoriei heliocentrice ale lui Galileo. De-abia aștept să aflăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru informații și pentru prezență. Cu drag! Acest program vă este o... Să scriem cu picioarele legea asta ca să facem... cu mână, sigur. Clar nu de niște oameni competenți. Asta, legată cu deficitul bugetar, ne trage în jos. Știu să câștig. Facem un concurs de... Frecventă afecțiune oncologică în rândul femeilor din România. Dar dacă este diagnosticat și tratat corect, cancerul mamar poate fi vindecat. Cancerul de sân este o problemă foarte importantă. Una din 8 femei sau 12% din ele pe parcursul vieții vor face un cancer de sân. Ca să putem face diagnosticul, trebuie să ne bazăm pe elemente de clinică. Din păcate, mai totdeauna asta e omisă și ea este foarte importantă. De imagistică, la care discutăm în standard de ecografie și mamografie, și eventual de RMN și în cazurile care prezintă suspiciuni de biopsie. Da? Deci avem 3 elemente pe care ne bazăm. E important ca acest diagnostic să fie făcut într-un centru de senologie pentru niște motive. Da? Sunt oameni cu experiență, sunt mijloace tehnice implicate care sunt adaptate examinării sânului, se lucrează după protocoale, suntem în deplin cunoscut. Ce avem în vedere? Până în vârsta de 40 de ani, tot ce înseamnă diagnosticul de sân începe cu ecografia. Doar dacă ecografia este incapabilă să lămurească de plin, putem să apelăm eventual la rezonanță magnetică și, mă rog, în cazuri selecționate și la mamografie înainte de 40. După 40 lucrurile se schimbă. Am dorit să avem mamografie și ecografie. Avem maximum de date făcând așa ceva. Rămâne ceva mai rar loc pentru explorarea RMN. Am ajuns în punctul în care avem diagnosticul unei suspiciuni, atunci trebuie să știm că biopsia este pasul următor, să o privim cu încredere. Ea este trecută în toate standardele, tot în protocoalele pentru a fi pasul următor după considerarea unei tumori mamare ca suspecte.
nu trebuie să ne sperie, ea este sigură din toate punctele de vedere și ea oferă o informație foarte valoroasă pentru a ști dacă e un cancer sau nu, ce tip de cancer e, pentru a stabili ulterior strategia de tratament. Controlul și investigațiile de rutină salvează vieți. Mergi din timp la medic. Ai grijă de tine. Acest program vă este o... Știu ce spun. Dronele rusești lovesc din nou la un pas de granița cu România. Dar sunt doar... Știi. Pe ce lume trăiești? Știu. Conducerea PNL e desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, dar Motreanu, șef la campania prezidențială, și Florin Roman, responsabil pentru campania pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu. Și România a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor exprimată în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii, în creștere față de anul trecut, țara vecină fiind la doar 76%. De astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme ale lui Brâncuș. Expoziția este deschisă până în iulie. Și operatorii de la serviciul de urgență 112 din România o să poată primi și apeluri video de la cei care au nevoie de ajutor. Asta înseamnă că serviciul de urgență va folosi internet pentru apeluri, iar cei aflați în pericol pot fi localizați mai precis și mai rapid. 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Iar Ucraina a câștigat cu Islanda scor 2-1 și s-a calificat la Euro. Primul meci al tricolorilor la turneul final va fi împotriva ucrainienilor. Comisia Europeană le cere marilor platforme online să eticheteze clipurile generate de inteligență artificială în contextul alegerilor. Și Macron anunță că racheta Ariane 6 va ajunge pe orbită la sfârșitul lunii iunie. Racheta va aduce pe orbită o serie de sateliți. Programul este o alternativă pentru SpaceX-ul lui Elon Musk. Și apartamentul lui Karl Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro, situat în inima Parisului istoric cu vedere la Sena și Muzeul Louvre. Apartamentul a fost complet refăcut de designer într-un stil futurist. Mai mici? Mai mici! Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, sunt, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Ce spun. Dronele rusești lovesc din nou la un pas de granița cu România. Dar sunt doar niște jocuri de intimidare. E suficient doar din greșeală să ajungă o bombă pe teritoriul României. Știu ce te interesează. V-ați lăsat prea repede, lăsați afară din Schengen. România a pierdut în jur de 10 miliarde de euro din cauza faptului că am fost blocat. Știu cum să te fac curios. Spectatorii de la zoo au considerat că acest ursuleț e fake, nu chiar așa e săracul urs, așa e rasa lui. Știu cum să te emoționezi. Dacă unii taie copaci, alții îi îmbrățișează în competiția de îmbrățișat copaci organizată în Scoția. Oamenii se simt foarte bine făcând asta, da? Le dă o energie foarte bună. Știu să convin. Pensiile speciale, noul proiect de lege care ar fi trebuit să le reducă, a picat la CCR. Și de fapt o scriem cu picioarele.
Zici că știi pe ce lume trăiești. Ești de acord ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 cât sunt în prezent? Ai fost de acord că resursele financiare rezultate din reducerea numărului bugetarilor trebuie realocate, iar bugetele educației și apărării să crească cu câte 10% din PIB? Funcțiile guvernamentale trebuie reconcepute, limitate, digitalizate, executate și de sectorul privat, în așa fel încât să-ți servească rapid și la costurile cele mai mici nevoile și interesele legitime. În instituțiile publice trebuie introduse prin lege criteriile de guvernanță și practicile de angajare, de selectare a resursei umane și a bunei administrări din companiile private și corporații. Ești de acord ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 cât sunt în prezent? Știu pe ce lume trăiesc? Știu pe ce lume trăiești. Știu. Se trăiește cu mult peste posibilități în România, este de părere Valentin Lazea, economistul șef al Băncii Naționale a României, citat de Hot News. Nu vă mai așteptați să vă crească nivelul de trai și refolosiți lucruri, reparațiile, sortați plasticele, mergeți mai mult cu mișloacele de transport în comun. Asta a îndemnat el într-un podcast online. Mai multe pe subiect îți spune Răzvan Botea, editor la Ziarul Financiar. Bună dimineața, Răzvan! Bună, Maria, bun găsit! Cum putem interpreta spusele economistului șef al BNR? Trăim prea bine în România? Da, trăiam prea bine și nu știam. Trebuie interpretate, zic eu, într-o cheie economică, ca să zic așa. Economiștii, în general, sunt prudenți. Cuvântul de ordine pentru ei este prudența. Ori, da, având în vedere că în ultimii ani dezechilibrele economice au fost destul de mari, vremurile sunt destul de incerte, nu știm exact ce va mai urma. Inflația, am văzut, a crescut neașteptat de mult la un moment dat. Sigur, acum a mai scăzut și s-a stabilizat, dar a fost o creștere destul de mare. La fel, prețurile energiei au crescut foarte, foarte mult. Și atunci este normal ca îndemnul unui economist, de fapt cam oricărui economist, este de prudență. Sigur, și îndemnul cu reciclarea și călătoritul cu transportul în comun este unul tot economic, ca să zic așa, nici de cum știu eu, alt fel de îndemn. Sigur, și ecologic, bineînțeles, pentru că... vedem, iată, și Valentin Lazea spunea în podcastul pe care tu l-ai citat că în fiecare an 2023 a fost cel mai cald an, ianuarie și februarie 2024 au fost cele mai calde luni, ianuarie, februarie în istorie și trebuie să avem grijă și de climă. Da, e sigur un pic exagerat spunem că trăim prea bine, dar n-au fost chiar vorbe lui, este o reinterpretare, desigur, dar mai multă prudență, sigur, nu strică niciodată, iar asta este îndemnul lui Valentin Lazea. Mulțumesc, Răzvan, pentru intervenție. Șase oameni sunt dispăruți în urma accidentului naval de la Baltimore. Autoritățile americane presupun că cei șase au murit și au întrerupt operațiunea de salvare după 18 ore. Îți aduc aminte că un vapor de mari dimensiuni a intrat marți într-un pod uriaș, provocând prăbușirea acestuia. Și Donald Trump promovează o linie de biblii scumpe în parteneriat cu starul muzicii country Lee Greenwood, al cărui cântec God Bless the USA este omniprezent la mitingurile politice ale fostului președinte. God Bless the USA Bible costă $60 fără taxe de transport. Și Daniil Medvedev înscrie a 350-a victorie a carierei. Tenismenul rus a calificat marți în sfertul la Masters ATP de la Miami. Medvedev, campion la Miami în 2023, s-a impus cu scorul de 7-6, 6-0, după o oră și 29 de minute, în fața germanului Dominic Kopfer. În sferturi, el va evolua cu învingătorul partidei dintre norvegianul Casper Ruud și Nicolas Jarry. Și o școală revoluționară printată 3D tocmai a apărut în Lviv, Ucraina. Este vorba despre o inițiativă care oferă ajutorul refugiaților ucrainieni prin reconstruirea cu tehnologia de imprimare 3D. Școala are 4 clase și a fost realizată cu tehnologia de imprimare 3D. Cu mai multe detalii vine acum colegul meu, Felix Damian, editor corespondent al FNews. Salut, Felix! Bună, Maria! Cu ce se ocupă proiectul HIVE din Ucraina?
Proiectul Hive este o inițiativă lăudabilă și ne oferă practic prima structură educațională 3D printată în Europa într-o zonă de conflict și a fost ridicată la Lviv ca un simbol al inovației și speranței. Clădirea, edificiul a fost construit în practic 40 de ore prin tehnologia de imprimare 3D. Oferă 4 încăperi suplimentare pentru a găzdui elevii deplasați de război și este un proiect remarcabil condus de Fundația Umanitară Team for Ukraine, realizat în colaborare cu grupul danez 3DCP, folosind imprimanta Cobod Bod 2, prin care își propune să răspundă acestei nevoi stringente de noi infrastructuri pentru învățământ din Ucraina. Felix, dar cât de viabilă este această tehnologie de 3D pentru reconstruirea Ucrainei? Trebuie avut în vedere faptul că este o soluție pentru situații de criză. Avantajul principal este viteza de construire și posibilitatea de a crea structuri cu geometrii complexe la costuri potențial mici, iar în contextul pierderilor umane și a lipsei forței de muncă din Ucraina, de pildă, automatizarea poate compensa deficitul de specialiști. Proiectul Hive și alte inițiative similare ar putea fi un model pentru reconstruirea comunităților în zone afectate de catastrofe sau de război și aceste imprimante 3D Cobod au făcut deja prima clădire din Europa în 2017. Ulterior, imprimantele au realizat primele clădiri cu 2 și 3 etaje în Europa, respectiv în Belgia și Germania, dar și în SUA și India. De asemenea, prima casă imprimată 3D din Dubai și clădiri din Africa au fost realizate cu aceste imprimante de construcție 3D marca Cobod, ca de altfel și au creat și primele baze pentru turbine eoliene. Deci aplicațiile sunt destul de extinse, chiar și, pentru instalații industriale. Sună promițător, mulțumesc mult pentru informații. Știu ce spun. Cine va ieși câștigător la alegerile pentru primăria capitalei? Nu vin cu proiecte. Oamenii își fac implanturi în creier și noi vorbim despre țevi. Știu ce te interesează. Inteligența artificială știe mai bine să lucreze cu elevii. Mă înlocuiește pe instrumentul principal și anume profesorul. Să vezi pe noua generație tehnologia. O atrage din orice direcție. Știu cum să te fac curios. Implanturile lui Musk țin omenirea în șah. Omul cu chip face rocada puterea minții. De ce ai tu neapărat încredere? Îți va vrea neapărat și bine. Știu cum să te emoționezi. Între două atentate care au avut loc la Moscova, numărul morților în urma atacului de la Crocus City Hall a depășit 140 de persoane. Știu să conving. Taximetriștii vor să scape de Uber și Bolt. Bucureștenii vor să-i păstreze. Domnișoare, vreau să mă retrag. Da, și dumneavoastră 50 da, de lei. Exact. Mă duci la destinație conform prețului, nu stai să-mi comentezi la final. Știu să câștig. Tamara, ce să mai. Hai să știm pe ce lume trăi. Știu, deci știi. Conducerea PNL i-a desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, dar Modreanu șef la campania prezidențială și Florin Roman responsabilul campaniei pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu. Și țara noastră a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor, exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii, în creștere față de anul trecut, țara vecină fiind la doar 76%. De astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme ale lui Brâncuș. Politico dezvăluie un jaf uluitor care a avut loc la sediul Europol. Mai multe dosare fizice au dispărut din instituție, inclusiv al directorului executiv, precum și al directorilor adjuncți, printre care și Andrei Lință. 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Și prima școală, printată 3D, se află în prezent în construcție în Ucraina. Aceasta va oferi 4 săli de clasă pentru elevii unei școli primare din Lviv. Meta a fost criticată în ultimele zile de utilizatorii din social media care au descoperit că au fost înscriși automat într-o setare care reduce conținutul politic de pe Instagram și Threads, că compania fiind acuzată de cenzură într-un an electoral important la nivel mondial. Și Trump a publicat un clip pe platforma Truth Social prin care anunță lansarea cărții God Bless the USA Bible, cartea preferată a lui Trump, așa cum a numit-o, costă $60.
Și apartamentul lui Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro, situat în Parisul istoric, cu vedere la Sena și la Muzeul Louvre. Apartamentul a fost complet refăcut de designer într-un design futurist. Cred că azi e ziua. Taie copacii, alții îi îmbrățișează în competiția de îmbrățișat copaci organizată în Scoția. Oamenii se simt foarte bine făcând asta, da? Le dă o energie foarte bună. Știu să convin. Pensiile speciale, noul proiect de lege care ar fi trebuit să le reducă, a picat la CCR. Și de fapt o scriem cu picioarele, legea asta, ca să facem... Am scris-o cu mâna, sigur. Clar nu de niște oameni competenți. Asta, legată cu deficitul bugetar, ne trage în jos. Știu să câștig. Facem un concurs de îmbrățișat. Știu, deci știi. Banii muncesc pentru tine. Vrem taxe mici ca să nu le plătim. Problema asta, evaziunea, afectează numai veniturile bugetare, dar și contribuabilii corecți. Banii nu dor. Sandberg în frâin așteaptă decizia pentru cele 8 capete de acuzare. Judecătorul a considerat dreptul la liberă exprimare nu înseamnă să încerce să influențeze marturii. Află ce să faci. Roșu pe piața cripto. Încă suntem într-o sferă bullish. Nu s-a inversat nimic în trendul ascendent. Ca să-i faci. Inflația din zona euro scade la 5,3%. Bet scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Și ne mai spune domnul Ciolacu. Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai... Guvernul Ciolacu stabilește un nou record. La deficit, 29 de miliarde de lei în primele două luni din 2024, adică 1,7% din PIB. Misterul vine, în schimb, de la cheltuielile de capital în valoare de 2,7 miliarde de lei, dintre care 2,64 miliarde cheltuieli cu armament. În rândul veștilor bune de la guvern, tarifele RCA rămân plafonate până în 30 iunie. Motivul? Combaterea creșterii excesive a prețurilor. Bursa de Valori București așteaptă în 2024 un profit net de 12,6 milioane de lei sub profitul de 21,8 milioane de lei din 2023, care a fost influențat de listarea hidroelectrică. Marja netă așteptată este de 31% față de 42% în 2023, scrie ZF. Iar bursa deschide astăzi pe plus. La ora 10.40, indicele principal BET se aprecia cu 0,21%, BTNG creștea cu 0,26%, iar BETFI se deprecia cu 0,23%. Bursele americane închid ziua pe minus. La finalul ultimei ședințe de tranzacționare, indicele Dow Jones are un minus de 0,08%, S&P 500 scade cu 0,28%, iar Nasdaq are un minus de 0,42%. În rândul giganților tech, Nvidia are cea mai mare scădere, minus 2,57%, iar Tesla are cea mai mare creștere, plus 2,92%. În 29 martie vin datele pe inflația PCE. Așteptările? Stagnare la pragul de 2,8%. După listarea la bursă, Trump Media and Technology Group închide prima zi de tranzacționare cu un plus de 16,10% și un preț al acțiunilor de 58 de dolari pe unitate. Elon Musk anunță că chatbotul Grok al startup-ului XAI va fi activat pentru toți abonații premium ai platformei X. Anterior era disponibil doar pentru abonații Premium Plus. HSBC anunță înființarea unui fond de creștere de 1 miliard de dolari. Scopul este să ofere împrumuturi companiilor care se extind prin intermediul platformelor digitale din Asia de Sud-Est, scrie Reuters. Robinhood Markets lansează un nou card de credit cu scopul de a se extinde pe piața finanțelor personale și de a crește abonamentele sale premium. Cardul este disponibil doar pentru clienții Robinhood Gold. Ca să nu le plătim. Problema asta, evaziunea, afectează numai veniturile bugetare, dar și contribuabilii corecți. Banii nu dor. Sandberg în frâin așteaptă decizia pentru cele 8 capete de acuzare. Judecătorul a considerat dreptul la liberă exprimare nu înseamnă să încerce să influențeze marturii. Află ce să faci. Roșu pe piața cripto. Încă suntem într-o sferă bullish. Nu s-a inversat nimic în trendul ascendent. Ca să-i faci. Inflația din zona euro scade la 5,3%. Bet scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig.
Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu, pe tratat, ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Știi pe ce lume trăiești? Știu. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant. Rușcuța de primăvară, Adonis vernalis, este o plantă din familia Ranunculaceae, originară din Europa și Asia de Sud-Vest. Cunoscută pentru frumusețea sa, planta cu flori galbene strălucitoare, care înfloresc primăvara, se mai cunoaște popular ca ochiul fazanului, cocoșel, dedițel galben, buruiana calului sau scânteiță. În mitologia greacă, Adonis era un tânăr frumos iubit de zeița Afrodita. Atunci când Adonis pleacă la vânătoare, în confruntarea cu un mistreț, acesta își pierde viața. Și conform legendei, se spune că acolo unde sângele lui Adonis a căzut, pe pământ, ar fi ieșit frumoasele flori de Adonis vernalis. Mult timp a fost plâns de zeița Afrodita, dar odată cu trecerea timpului, durerea și lacrimile ei ar fi transformat florile galbene într-o nuanță de roșu aprins, care este versiunea de toamnă a florii Adonis. Proprietățile magice atribuite acestei plante variază în funcție de tradițiile și credințele populare. În multe tradiții, planta Adonis vernalis a fost asociată cu dragostea, frumusețea și pasiunea. Se spune că folosirea acestei plante în ritualuri sau farmece poate atrage iubirea sau întări pasiunea între parteneri. Roșcuța de primăvară este declarată monument al naturii și este protejată la noi în țară, dar o poți admira în zonele de podiș sau deal în Subcarpații românești. În scopuri medicinale, se folosesc părțile aeriene care se culeg pe vreme frumoasă. Ai grijă să te speli bine pe mâini după recoltare, pentru că toate părțile plantei sunt extrem de toxice și pot provoca iritații ale pielei sau intoxicații. Roșcuța de primăvară conține principii active care fac parte din grupul digitaloidelor cu acțiune cardiotonică și diuretică. Se poate utiliza în tratarea unor afecțiuni cardiace, tulburări neurovegetative, hipertensiune arterială, oboseală cardiacă sau migrene. Aceasta se poate lua sub formă de ceai sau tinctură, însă doar la sfatul medicului, pentru că este o plantă toxică. Așa că nu-ți rămâne decât să admiri acest monument rar al naturii și să te bucuri de frumusețea sa. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant.
Conducerea PNL e desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, dar Mătreanu, șef la campania prezidențială, și Florin Roman, responsabilul campaniei pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu. Și România a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor, exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% în media Uniunii, în creștere față de anul trecut, țara vecină fiind la doar 76%. De astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme ale lui Brâncuș. Iar operatorii de la serviciul de urgență 112 din România o să poată primi și apeluri video de la cei care au nevoie de ajutor. Asta înseamnă că serviciul de urgență va folosi internet pentru apeluri, iar cei aflați în pericol pot fi localizați mai precis și mai rapid. 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Iar Ucraina a câștigat cu Islanda scor 2-1 și s-a calificat la Euro. Primul meci al tricolorilor la turneul final va fi împotriva ucrainienilor. Comisia Europeană le cere marilor platforme online să eticheteze clipurile generate de inteligență artificială în contextul alegerilor. Și Macron anunță că racheta Ariane 6 va ajunge pe orbită la sfârșitul lunii iunie. Racheta va aduce pe orbită o serie de sateliți. Programul este o alternativă pentru SpaceX-ul lui Elon Musk. Și apartamentul lui Karl Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro. Este situat în inima Parisului istoric, cu vedere la Sena și la Muzeul Louvre, și a fost complet refăcut de designer într-un stil futurist. Banii muncesc pentru tine. Să fie anul aderării noastre la organizație. Avem o politică fiscală prudentă și coerentă. Altfel, nu controlăm inflația. Banii nu dor. Uniunea Europeană este prima care dă lege în AI. Înseamnă, de fapt, un AI etic care să răspundă așteptărilor societății. Află ce să faci. Face ca Bitcoin să o bată pe Taylor Swift la popularitate. Această chimeră care se numește Bitcoin nu a fost atât de populară. Ca să-i faci. Bravo, did it again. Motor V8 twin turbo 4 litri. La campion. E devil. Scrie, depanează și implementează cod. Ce câștigați? O zi profitabilă. Marcel Ciolacu spune că deficitul bugetar nu e o catastrofă. România va avea cea mai mare creștere economică din Europa anul acesta. Va fi bazată pe investiții și nu pe consum. Totuși, Comisia Europeană a avertizat că România rămâne vulnerabilă din punct de vedere al finanțelor publice și al balanței externe. Ducu Ninu, trader pe piețele financiare, spune că Bursa de Valori București, așteptată până în martie 2025, este o contrapartidă în piața de capital, stimulând astfel lichiditatea. Dar mai multe discut cu el chiar acum. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața. Care este de fapt situația? Care sunt previziunile și ce state din Europa am putea depăși din punct de vedere economic? Ca state depășite, nu știu exact unde putem să ajungem, doar că, într-adevăr, lichiditatea din piața de valori București sau Bursa de Valori București va fi mult mai mare, pentru că s-a aprobat și de ASF o ordonanță prin care BVB-ul poate să introducă și elemente derivate în piețele de capital. Asta înseamnă că lichiditatea va crește, înseamnă că vor fi fonduri de investiții și investitori care vor veni către Bursa de Valori București, atragând în același timp și investiții în piețele din România. Cum evaluăm vulnerabilitățile economice ale României în contextul actual și care sunt principalele riscuri sau provocări cu care ne vom confrunta în viitorul apropiat? Riscuri există doar din punct de vedere al companiilor care vor fi listate la bursă. Există riscuri să piardă majoritatea din capitalul pe care îl dețin. Depinde foarte mult de ele cum gestionează aceste noutăți în piețele noastre, ceea ce înseamnă că ei trebuie să fie atenți în momentul în care vor lista companiile și cât vor lista din astfel de companii. Pentru că este o practică și în lume, sunt multe fonduri de investiții care vor să ia capitalul majoritar al unei companii și să le dețină. Mulțumesc mult pentru informații și pentru intervenție. Cu drag, la revedere!
Statul decide să extindă până la 1 iunie perioada în care nu se vor da sancțiuni pentru neutilizarea platformei e-factura, dar e-digitalizare cu stângul. Jumătate dintre antreprenori se plâng de funcționarea defectuoasă a platformei, peste 60% dintre ei de costurile cu noile obligații de conformare, iar 40,5% dintre respondenți indică operarea dificilă a platformei. Își atinge e-factura scopul de a combate evaziunea fiscală, afli de la colegii mei de la Alef Business. Soluția pe care eu o văd, instituțiile statului să amâne amendarea contribuabililor până la sfârșitul anului, astfel încât tot ei, el, statul, să aibă timp să se pregătească, nu pe cheltuiala noastră a antreprenorilor. Abordarea corectă pentru un sistem corect cu fraudă minimă este să încep digitalizarea din curtea proprie. Bun, e-factura e, funcționează când se poate, altfel s-ar putea să ai și ceva situații legate de IBAN-ul românesc. E vorba despre platforma Revolut, care îi anunță pe cei care au conturi din UK, da? Adică poate există români care au conturi deschise în UK și care nu pot folosi IBAN-ul românesc. Grijă, dacă ești în situația asta, Dariana, spre exemplu... O veste tristă, aș spune, nu sunt. Nu, că e tristă. Poate voiam să fiu. Nu e tristă deloc, pentru că poți folosi în continuare IBAN-ul de UK. Nu-l poți folosi temporar pe cel din România. Revenim cu detalii după ce ne convingem exact ce și cum și cât durează, da? Revenim în România și este oficial. Rareș Bogdan, Dan Motreanu și Florin Roman vor fi șefii de campanie. PNL la alegerile de anul acesta, Rareș Bogdan pentru europarlamentare, Florin Roman pentru locale și Dan Motreanu pentru cele prezidențiale. Și deficitul bugetar, adică diferența între veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,7% din PIB după primele două luni ale anului. Comisia Europeană a avertizat luni că deficitul va depăși și în acest an ținta guvernului, care a prognozat pentru acest an un an de deficit bugetar de 86,6 miliarde de lei, respectiv de 5% din PIB. Și cât de calitativă este viața ta? Ei bine, un studiu privind calitatea vieții și bunăstarea socială arată că România ocupă locul 44 din 170. Metodologia presupune acordarea unui punctaj pentru elemente ca nevoi de bază, bunăstare și oportunități. Fii atent de unde te informezi, deepfake-ul devine tot mai complex. Olga Loiec este o tânără studentă din Ucraina care și-a creat un canal de YouTube, iar câteva săptămâni mai târziu, chipul ei era folosit pentru propagandă în Rusia. Cu mai multe informații despre acest subiect vine Ștefania Anghel, editor Alef News. Bun găsit, Ștefania! Bună, Maria! Ce s-a întâmplat cu Olga și cum a ajuns victima deepfake-ului? Uite, clipul părea să o arate pe Olga vorbind în chineză, în timp ce fotografiile Kremlinului și ale liderului rus Vladimir Putin rulau pe ecran. Zeci de videoclipuri de pe pagina ei conțineau semne de manipulare digitală. În primul rând, aceste videoclipuri, buzele Olgăi nu sunt întotdeauna sincronizate cu vocea. Există momente când software-ul eșuează, iar intonația ei este plată. Deși calitatea audio este aproape perfectă, fără sunete de respirație sau zgomote de fundal, cercetătorii spun că este un red flag și acum vreau să vezi și tu filmulețele. Uite, abuzul de deepfake, o tehnologie în dezvoltare rapidă care folosește inteligența artificială pentru a reproduce virtual asemănarea unei persoane, dar încrucișarea dintre fețele occidentale și conturile chineze prezintă un nou strat de complexitate, deoarece ecosistemul rețelelor sociale din China este în mare parte izolat de lume. Pentru cei 1 miliard de utilizatori de internet din China, YouTube și Instagram sunt blocate și înlocuite cu alternative moderate la platformele internaționale. Există WeChat pentru WhatsApp și Facebook, Weibo pentru X și Xiao Hongshu, ca o combinație de TikTok și Instagram. Pe aceste platforme chineze, deepfake-urile femeilor care nu sunt din China pot să rămână adesea nedetectate, deoarece spectatorii ar putea să nu recunoască cu ușurință persoana reală. Între timp, creatorul este mai puțin probabil să descopere că fața lui a fost furată, deoarece nu accesează de obicei platformele din China. Mulțumesc, Ștefania. When I went to check the links this person sent me alongside their message, I was shocked. 当全世界都在给俄罗斯难看时，只有你们中国的兄弟姐妹没抛弃我们。俄罗斯的农村真是个奇妙的地方，诸事是土豆。 This is not Olga. Her name is April and she's been living in China for 8 years. She has my voice, my face, and she speaks fluent Mandarin.
Noi ne lăudăm cu cifrele din apărare, polonezii TAC și FAC. Cu Polonia își face bază militară aeriană cu elicoptere de luptă la aproximativ 70 de kilometri de frontiera cu Ucraina și Belarus. Polonezii au bătut palma cu americanii pentru elicoptere Apache cu tehnologie de top, sisteme de identificare și urmărire a țintelor, senzori de vedere pe timp de noapte pentru pilot și dispozitive antirachetă. Dar mai multe afli la Știu. A venit ministrul apărării cu un proiect pentru a fi susținut mai departe de alegători și le-a spus așa: dacă alegătorii, dacă poporul ne mai dau un mandat, atunci ne putem întâlni din nou aici la Volomin peste 2 ani și vă pot arăta că armata poloneză va fi cea mai puternică proiect? Din... Proiect? Ce la? Poftim? Ce la proiect? Ce la proiect în România? Păi să și ia notițe, domnul Ciolacu, domnul Ciucă și toți cei care sunt în guvern acum, de la polonezi. Ai spus mai devreme câte arme, câte rachete, câte avioane vor să-și cumpere polonezii. Da, noi suntem departe. Ăsta este un model de urmat, Polonia. Ăsta este un model care arată că da, politicienii se gândesc și la alegători, și la bunăstarea alegătorilor, și la siguranța alegătorilor, având în vedere polonezilor, având în vedere situația actuală. Stai un pic, că și în România ai bază NATO la Cogălnicianu și nu știu dacă ai uitat, săptămâna trecută îți spuneam că ea va fi modernizată, transformată în cea mai mare bază militară din Europa, da, 3.000 de hectare, 2,7 miliarde de dolari vor fi investiți acolo. Sunt banii NATO, nu Alex, banii eu tăi? Eu susțin baza NATO, dar hai să nu uităm că va fi gata peste 20 de ani. 6 oameni sunt dispăruți în urma accidentului naval de la Baltimore. Autoritățile americane presupun că cei 6 au murit și au întrerupt operațiunile de salvare după 18 ore. Îți aduc aminte că un vapor de mari dimensiuni a intrat marți într-un pod uriaș, provocând prăbușirea acestuia. Și Donald Trump promovează o linie de biblii scumpe. În parteneriat cu starul muzicii country Lee Greenwood, al cărui cânte Glad Bless the USA este omniprezent la mitingurile politice ale fostului președinte. God Bless the USA Bible, 160 de dolari, asta fără taxe de transport. Și Medvedev înscrie a 350-a victorie a carierei. Tenismenul rus s-a calificat marți în sferturi la Masterul ATP de la Miami. Medvedev, campion la Miami în 2023, s-a impus cu scorul de 7-6, 6-0 după o oră și 29 de minute, în fața germanului Dominic Koffer. În sferturi, el va evolua cu învingătorul partidei dintre Casper Ruud și Nicolas Jerry. Big Brother în școlile din România. Ministrul Educației, Ligia Deca, ar vrea să instaleze sisteme de supraveghere audio-video în sălile de clasă, fără acordul elevilor, părinților sau profesorilor. Detalii îți aduce Cătălina Georgescu, profesor. Este o măsură nu bună, vitală. Ce se întâmplă și ați văzut ultimile știri cu violențe, elevi, profesori, furturi, cazuri de bullying care se termină foarte urât între elevi, fără acest sistem CCTV care este foarte cunoscut peste tot în lume de supraveghere video, nu cred că putem să echilibrăm cumva situația. Camerele audio-video vor monitoriza activitatea din clasă fără să încalce prevederile GDPR și vor putea fi accesate doar în cazuri de violență fizică sau verbală, nu și pentru evaluarea orelor sau a profesorilor. Ar aduce acest lucru rezolvarea problemelor ce țin de violența în școli? Mihnea Stoica, elev, spune că nu. Clar nu va reprezenta o rezolvare, ci este mai mult o metodă de a clarifica aceste cazuri, însă nu duce și la rezolvarea completă acestora. Cazurile de violență vor exista în continuare cu sau fără un sistem video și audio de înregistrare. Depinde foarte mult de modul în care vor fi utilizate aceste camere, cine va avea acces la aceste camere și la aceste înregistrări, pentru că de obicei aici apare frica profesorilor și a elevilor când vine vorba de înregistrarea audio-video. Cum ar putea influența instalarea acestor sisteme de supraveghere relația dintre elevi și profesori, spune Bogdan Rațiu, profesor de limba și literatura română. E cumva și o problematică în unele clase, pentru că copiii vorbesc urât cu profesorii sau sunt și poate și altercații între elevi, bullying sau alte comportamente de genul acesta și cred că aceste camere pot să ne salveze să luăm decizii mult mai rapid. Oh,
Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Și ne mai spune domnul Ciolacu. Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Conducerea PNL a semnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, dar Mătăranu șef la campania prezidențială și Florin Roma responsabilul campaniei pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu. Și țara noastră a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii în creștere față de anul trecut, țara vecină fiind la doar 76%. De astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme ale lui Brâncuș. Și politică dezvăluie un jaf uluitor care a avut loc la sediul Europol. Mai multe dosare fizice au dispărut din instituție, inclusiv al directorului executiv, precum și al directorilor adjuncți, printre care și Andrei Lință. 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Iar prima școală printată 3D se află în prezent în construcție în Ucraina. Aceasta va oferi 4 săli de clasă pentru elevii unei școli primare din Lviv. Meta a fost criticată în ultimele zile de utilizatorii social media care au descoperit că au fost înscriși automat într-o setare care reduce conținutul politic pe Instagram și Trends, compania fiind acuzată de cenzură într-un an electoral important la nivel mondial. Și Trump a publicat un clip pe platforma Truth Social, prin care anunță lansarea cărții God Bless the USA Bible. Este cartea preferată a lui Trump, așa cum o numește, și costă $60. Iar apartamentul lui Karl Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro. Este situat în inima Parisului istoric, cu vedere la Sena și la Muzeul Louvre, și a fost complet refăcut de designer într-un stil futurist. Zici că știi pe ce lume trăiești. Ești de acord ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 cât sunt în prezent? Ai fost de acord că resursele financiare rezultate din reducerea numărului bugetarilor trebuie realocate, iar bugetele educației și apărării să crească cu câte 10% din PIB? Funcțiile guvernamentale trebuie reconcepute, limitate, digitalizate, executate și de sectorul privat, în așa fel încât să-ți servească rapid și la costurile cele mai mici nevoile și interesele legitime. În instituțiile publice trebuie introduse prin lege criteriile de guvernanță și practicile de angajare, de selectare a resursei umane și a bunei administrări din companiile private și corporații. Ești de acord ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 cât sunt în prezent? Știu pe ce lume trăiesc? Știu pe ce lume trăiești. Știu. Cât de calitativă este viața ta? Indicele de progres social arată că România este în partea de sus a clasamentului, în creștere față de raportul precedent. Te clasezi pe locul 44 din 170 într-un clasament în care cel mai bine stau cetățenii din Danemarca, Norvegia și Finlanda. Despre progresul social îți spune mai mult de Laura Buciu, editor Alef News. S-au făcut o medie între nevoile de bază, bunăstare și oportunități. Și
au fost analizate aceste valori atribuite fiecărei coordonate care intră în aceste trei categorii. Ei bine, țara noastră, deși pare greu de crezut, a obținut cele mai bune rezultate la nutriție și îngrijire personală și îngrijire medicală, obținând aici locul 28. La locuință stă pe locul 43, la siguranță personală locul 45, iar la informații și comunicații locul 46, știm că stăm foarte prost la capitolul digitalizare. Pe de altă parte, coordonatele care înregistrează scoruri mici includ incluziunea socială, aici România se clasează pe locul 71, și apă și salubritate, locul 67. Făcând o medie între aceste clasări, România a obținut un loc mai bun decât cel de anul din raportul precedent, realizat în 2021. Acest raport despre care noi vorbim acum este raportul din 2023, pentru că cei care l-au realizat spun că între anul 2023 și anul 2024 nu există modificări substanțiale. Astăzi este Ziua Internațională a Teatrului. Această zi este instituită în anul 1961 de către Institutul Internațional de Teatru și se sărbătorește la nivel internațional din anul 1962 în data de 27 martie. Despre această zi importantă discut chiar acum alături de actrița Ofelia Popi. Bună dimineața și mulțumesc pentru prezență! Ne auzim? Bună dimineața, mulțumesc mult pentru prezență. O să-ți vorbesc mai mult despre teatru în curând. Până atunci vreau să spun că Zendaya părăsește oficial Arrakis. Vedeta promovează de acum Challengers, în care intră în pielea unei jucătoare de tenis devenită antrenoare și, cu ajutorul stilistului ei, abordează un alt stil. Practic, se dezbracă de costumul metalic și îmbracă rochea de gală, iar imaginile postate de British Vogue fac deliciul fanilor. Valentino anulează show-urile din iunie dedicate colecției de îmbrăcăminte pentru bărbați, dar și la Haute Couture după anunțul făcut săptămâna trecută, pentru că directorul de creație, Pier Paolo Piccioli, a părăsit brandul. Și The Batman Part 2 va avea lansarea oficială pe 2 octombrie 2026. Filmul a fost amânat un an întreg, data inițială de lansare fiind 3 octombrie 2025, dar greva din industrie a dus la o amânare de 2 ani. Fanii sunt acum și mai nerăbdători să vadă revenirea lui Robert Pattinson. Pofta vine mâncând și cea mai bună mâncare nu e la tine acasă, așa că turismul culinar din toată lumea a adunat anul trecut aproape 1000 de miliarde de euro și ar putea să sară de 3500 de miliarde dacă rămânem la fel de gurmanți până în 2032. De ce? Afli de la colegii mei, la știu. Proiectul care strânge rețetele bunicilor din toată țara. Toate rețetele tradiționale ajung la tine online, pe un site pe care vezi direct poza cu rețeta scrisă de mână de o bunică. Ceea ce mi se pare extraordinar de frumos, e pentru perfect, că pe lângă rețeta asta scrisă de bunică, păstrăm și o parte valoroasă a tradițiilor, a valorilor pe care le aveau bunicii noștri, a amintirilor, felul în care acum avem telefoane, mai avem bunici încă în viață, pe care putem să le filmăm în momentul în care gătesc, în momentul în care vorbesc, așa că hai să ne folosim de aceste device-uri care ne sunt la îndemână și să păstrăm via amintirea acestor bătrânici simpatice, cu chef de viață încă la vârste înaintate, că tot ai spus tu că înaintăm în vârstă, ele ce să mai zică, și să ne păstrăm vie în amintiri și în gură, chiar dacă sună dubios, da, mâncarea gătită de ele. E perfect ce zici tu acolo, dar știi care e problema? Că avem toate mâncărurile astea super bune, rețete mișto prin țară, foarte diverse, că în funcție de regiune ai altă mâncare, da? Din păcate se pierd cu timpul și nu că nu păstrăm rețeta, da, uite, te duci la restaurant, la conac, la hotel. Mâncarea devine așa foarte generică, foarte tip fast food, nu mai are gustul ăla special. De ce? Pentru că ingredientele se pierd. Nu mai crește nimeni roșii în nimeni.
foarte puțin mai cresc roșii în grădine și fac sucul de roșii handmade, da? Îl iau din supermarket, atunci degeaba respect rețeta. De fapt, mergem mai departe pe ideea ta. Nu e că nu mai cresc roșii în grădină, ci că sunt pline de pesticide și alte nebunii pentru a crește. Nu mai sunt. Îți aduc aminte că astăzi este Ziua Internațională a Teatrului. Teatrul se spune că a apărut în secolul V în Grecia Antică și discut mai multe despre cum a evoluat și despre această zi importantă alături de Ofelia Popi, actriță. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru prezență! Bună dimineața și eu mulțumesc mult pentru invitație și la mulți ani tuturor celor care iubesc teatrul! La mulți ani! Cum arată teatrul în 2024? Cum s-a schimbat de-a lungul timpului? Pot să spun cum a venit peste mine anul ăsta 2024 prin teatru. A venit așa cu o nevoie de a mă conecta ceva mai mult la mine și la ceilalți oameni. Și am conștientizat legătura asta și nevoia legăturii dintre noi. Și am simțit o nevoie ceva mai mare de a vorbi prin teatru, normal, că e meseria mea, despre evenimentele din jurul meu care ne afectează pe toți. Da, simt cumva nevoia în 2024 să vorbim despre ce se întâmplă, despre realitatea imediată și poate mai puțin despre visuri. Așa am simt eu, uite, de la începutul anului până acum. Încercat să vorbesc despre probleme care ne afectează, importante, în speranța că o să înțelegem ceva și nu o să repetăm greșeli. În speranța că, da, sună patetic sau naiv, că poate, da, o să devenim mai buni. Teatrul ne dă putere și putem atrage atenția spectatorilor legate de anumite probleme. V-am să vă întreb, în ce spectacole putem să vă vedem anul acesta? În multicele. Comedii, drame, ce anume vreți. Bineînțeles, vom relua la finalul lui aprilie Faustul, că el e cel mai cunoscut. Tot în aprilie voi juca în povestea Prințesei de Ochiate, Cui e frică de Virginia Woolf, Felii, Scandal în culise, este o premieră recentă. În Cineva are să vină la București. MAS, tot la București, asta la altă dinainte era să-l las eu. Dar am foarte multe spectacole. Sună foarte bine, de-abia aștept să revăd Faust. Mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc mult și eu. O zi bună. O zi frumoasă. Știu că îți dorești o dezvoltare armonioasă a copilului tău, dar cum reușești să influențezi dezvoltarea cognitivă? Studiile arată că suplimentarea cu omega-3, citirea interactivă cu copiii și frecventarea unei grădinițe cu program educativ sunt metodele care au demonstrat cel mai mare potențial în stimularea inteligenței copilului. Cu mai multe sfaturi pe acest subiect, se alătură Radu Leca, psiholog. Bună dimineața, Radu! Te salut cu drag și îți mulțumesc frumos că m-ai activat pe știrea asta. Mă bucur mult să te văd. Ce metode de parenting pot influența intelectual copilul? Aș vrea să le ofer o speranță părinților în această deosebită zi la Aleph News, dar psihotronia spune în felul următor. Atât timp cât tu vei înțelege care este potențialul herților prin expunerea copiilor la ei și vei înțelege care herți îi vor ajuta pe copii să se dezvolte din punct de vedere cognitiv, vei fi un câștigător. Dar dacă nu înțelegi ce înseamnă herții, cum îi ajută pe copii herții în momentul în care sunt expuși, care sunt frecvențele perfecte pentru a crește coeficientul de inteligență, îți rămân lucrurile lumești. Iar lucrurile lumești intră într-o zonă de firesc, de natural și de organic. Și spunem așa.
Să crești inteligența copilului ține foarte mult de răbdare și de dragoste, dar și de pasiunea pe care tu o atașezi și o dispui în tot ceea ce înseamnă conversația cu copilul de-a lungul timpului, în fiecare zi, atât dimineața când se trezește, cât și seara înainte de culcare. Poveștile terapeutice interactive, în care tu spui o propoziție, el spune o propoziție, tu spui o frază, el spune o frază, tu adaugi un citat, el adaugă ceva din mintea lui, îl vor ajuta să crească creativitatea. Inteligența se crește cu ajutorul a două elemente, de tip strategic, care îl vor face să fie cu un pas mai în fața tuturor celorlalți. Unu se numește jocul Go. Jocul cu piesele albe și negre. Și doi, jocul de șah. Ambele conțin strategii la care copilul ceodată începe să se gândească, copilului i se va dezvolta creierul. În acest fel, copilul tău va câștiga strategie și inteligență. Dar nu uita, citește despre frecvențele care influențează dezvoltarea cerebrală, în specie cea cognitivă. Mulțumesc mult pentru sfatul, Radu. Cu drag. România a încheiat anul 2023 cu o datorie publică, adică a statului, adică a noastră, de 728 de miliarde de lei, în creștere cu 17%. Guvernele Ciucă și Ciolacu au crescut datoria publică cu 116 miliarde de lei, adică peste 23 de miliarde de euro doar într-un singur an. În 2009, în plină criză financiară și economică, România s-a împrumutat de urgență cu 20 de miliarde de euro de la FMI și Banca Mondială și a fost un imens scandal, Băsescu și Boc fiind inamicii publici numărul 1. Acum, când s-a adăugat la datoria publică peste 23 de miliarde de euro doar într-un singur an, nu s-a întâmplat nimic. Toată lumea a dat de băut și a plecat în vacanță peste hotare. În ultimii 4 ani, toate guvernele care au trecut pe la Palatul Victoria, Orban, Câțu, Ciucă și Ciolacu, plus miniștrii lor de finanțe, au dublat datoria publică, că doar nu s-au împrumutat ei în nume personal. Este adevărat că România, ca aceste guverne, au avut nevoie pentru a trece criza COVID, pentru a înfrunta războiul din Ucraina, pentru a depăși creșterea inflației și explozia prețurilor la energie. Dar, din păcate, nu există un plan realist pentru a controla creșterea acestei datorii publice, iar în același ritm nu vom mai trece mult și ne vom izbi de un zid. Anul acesta, guvernul Ciolacu și-a programat să mai adauge încă 80 de miliarde de lei la datoria publică pentru a finanța creșterea deficitului bugetar, pe care nu poate să-l controleze și nici să-l reducă. Problema este că datoria publică a ajuns să crească mai repede decât creșterea PIB. Anul trecut, PIB-ul a crescut cu numai 2,1%, iar datoria publică cu 17%. Încă 2 ani, ca anul trecut și ca acest an, din punct de vedere al dezmățului bugetar, și intrăm pe linia roșie a băncilor și investitorilor străini, care finanțează acum această creștere a datoriei publice. Să vedem dacă vor mai finanța și atunci. Mesaj de informare a publicului. Protejează-ți copilul împotriva rujeolei. Vaccinează-l gratuit la medicul de familie. Rujeola sau pojarul este o boală infecțioasă contagioasă care poate produce complicații sau chiar decese. Unul din patru cazuri necesită internare în spital. Mesaj de informare a publicului. Conducerea PNL i-a desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, dar Modreanu pentru prezidențială și Florin Roman, responsabilul campaniei pentru alegerile locale.
Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat Marcel Ciolacu. Și România a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii, în creștere față de anul trecut, țara vecină fiind la 76%. De astăzi începe expoziția Brâncuși la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme. Și operatorii de la serviciul de urgență 112 din România o să poată primi și apeluri video de la cei care au nevoie de ajutor. Asta înseamnă că serviciul de urgență va folosi internet pentru apeluri, iar cei aflați în pericol pot fi localizați mai precis și mai rapid. 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Și Ucraina a câștigat cu Islanda scor 2-1 și s-a calificat la Euro. Primul meci al tricolorilor la turneul final va fi împotriva ucrainienilor. Comisia Europeană le cere marilor platforme online să eticheteze clipurile generate de AI în contextul alegerilor. Și Macron anunță că racheta Ariane 6 va ajunge pe orbită la sfârșitul lunii iunie. Racheta va aduce o serie de sateliți și programul este o alternativă pentru SpaceX-ul lui Musk. Apartamentul lui Karl Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro. Este situat în inima Parisului istoric, cu vedere la Sena și la Muzeul Louvre, și a fost complet refăcut de designer în stil futurist. Mai mici? Mai mici! Și... Trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Spun. Dronele rusești lovesc din nou la un pas de granița cu România. Dar sunt doar niște jocuri de intimidare. E suficient doar din greșeală să ajungă o bombă pe teritoriul României. Știu ce te interesează. V-ați lăsat prea repede? Lăsați afară din Schengen. România a pierdut în jur de 10 miliarde de euro din cauza faptului că am fost blocat. Știu cum să te fac curios. Spectatorii de la zoo au considerat că acest ursuleț e fake, nu chiar așa e săracul urs, așa e rasa lui. Știu cum să te emoționezi. Dacă unii taie copacii, alții îi îmbrățișează în competiția de îmbrățișat copaci organizată în Scoția. Oamenii se simt... Ce câștigați? Anul începe cu 2 luni grele la buget. 1,7% deficit. Statul se apără cu apărarea, dar greșește cifrele și se plictisește de acțiunile tech din Statele Unite. Ce trenduri văd pentru 2024 fondurile mutuale și fondurile de pensii? Care sunt avantajele și dezavantajele alegerii lui Cătălin Cârstoiu de către coaliție? Doru Bușcu, editorialist Catavenge, a discutat despre șansele acestuia în fața lui Piedone și Nicușorul Dan la emisiunea Off on the Record cu Sorina Matei. Din această perspectivă, nu cred că are probleme de competență. Să administrezi un spital, să te discuți cu oameni, să organizezi, e în regulă. E mult peste ce ar putea să producă Piedone vreodată. Problema este alta la Cârstoiu. Este un candidat servit. Noi avem o istorie tristă cu candidații serviți. Bun, acum ne punem această problemă în ipoteza, destul de puțin probabilă, că va câștiga, așa cum arată acum lucrurile. Dar candidați serviți au fost, să ne amintim, nașul lui, Traian Băsescu, a venit dintr-o dată printr-o figură de judo, printr-o rostogolire pe tatami
Și cu o lacrimă a devenit candidat. Da. Chiar și prima lui opțiune la primăria capitalei a fost spontană, nervoasă și dintr-o dată. Cârstoiu e obligat să vorbească despre ceea ce îl legitimează pe el și face foarte bine. Problema este că de unde este el acum la 16% sau la cât îl dau sondajele, ca să depășească doi competitori, cum ar fi Nicu Șordan, care deja este primar și are întâia șansă, și cum ar fi Piedone, pe care, care se pare că a angajat un soi de popularitate neașteptată, surprinzătoare pentru toți ceilalți, are niște lucruri de făcut, pe care deocamdată nu le face. Poate că echipele de comunicare îi pregătesc lucruri, dar eu văd lucrurile în felul următor. Ca să câștige Cârstoiu, trebuie să se întâmple niște lucruri. Primul și cel mai logic este să fie extras Piedone din ecuație. Sunt metode, le cunoaștem, le-am văzut. Orban, dacă ne amintim la niște alegeri anterioare la primăria Bucureștiului, s-a făcut un dosar, a fost scos, nu că ar fi câștigat Orban, dar poate că cineva vrea să-și încerce șansele și a reușit. Și lui Nicu Șordan se poate, sigur că el a fost primar. Da, se poate veni o curte de conturi, se poate întâmpla. Nu, stai puțin. Noi vorbim despre lucruri care s-au petrecut. Nu știu, sunt premiere. Sunt oameni diferiți. Eu știu ce zici. Sunt perfect de acord cu tine. În situația asta, cu Piedone extras și cu Nicușor vulnerabilizat, Cătălin Cârstoiu poate să joace. Dacă nu se întâmplă asta, atunci trebuie ca el să beneficieze de o echipă extrem de creativă de campanie. Și eu aș vedea aici un amestec din ăsta. Un scenarist, un clown, un aruncător de cuțite, oameni care nu gândesc așa cum gândesc de obicei o echipă de campanie. Cristoiu trebuie să vină cu ceva de genul, să aleagă echipa de campanie pe Florin Salam, câțiva idoli ai bucureștenilor, Țancă, Uragan, să le rupă picioarele și să-i trateze ortopedul Cristoiu și să împrumute popularitatea lui. Iohannis informează Parlamentul că a aprobat intrarea și staționarea în România a forței de răspuns NATO cu capacitate de reacție foarte ridicată sau tranzitarea teritoriului național de către acesta în cazul unei crize majore de securitate. Mai mult de afli la Aleph News. Organizația Europeană pentru Cercetare Nucleară aprobă proiectul pentru descoperirea particulelor fantomă. Noul instrument va fi de 1000 de ori mai sensibil la astfel de particule decât dispozitivele anterioare. Ce sunt aceste particule și de ce a fost necesară o nouă abordare pentru a le delecta, îți spune Marcela Ferraru, editor Aleph News. Și astăzi este Ziua Internațională a Teatrului. Această zi este instituită în anul 1961 de către Institutul Internațional de Teatru și se sărbătorește la nivel internațional din anul 1962, în data de 27 martie. Ce mai înseamnă teatrul în 2024, află la știrile. Președintele Klaus Iohannis a informat Parlamentul că a aprobat intrarea și staționarea în România a forței de răspuns NATO cu capacitate de reacție foarte ridicată sau tranzitarea teritoriului național de către acesta în cazul unei crize majore de securitate. Iohannis motivează că timpul de desfășurare a forței NATO este foarte scurt, de 72 de ore, iar situația de securitate a devenit imprevizibilă. Vine cu mai multe detalii Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării Securității. Anul trecut la Vilnius, Alianța Nord-Atlantică și-a schimbat filozofia de securitate. Dacă până acum forțele NATO intrau să apere un stat atacat în 28 de zile, la Vilnius s-a decis ca niciun metru de pământ al Alianței să nu fie cedat unui agresor și s-a decis la fel crearea unei forțe destul de mare, de 300.000 de militari, care să fie puși în alertă și să acționeze în timp foarte scurt. Forța de reacție NATO, în 72 de ore, ea trebuie să fie dislocată într-o zonă de răspuns, unde este nevoie de ea. Am văzut acest lucru că s-a întâmplat inclusiv în 2022, după ce Rusia a atacat Ucraina, în România au fost dislocate elemente ale forței NATO de reacție rapidă și avem și acum grupul de luptă NATO condus de Franța la Cincu, avem sistemul antiaerian Mamba al Franței la capul Midia, avem drone MQ-9 Reaper din țările de jos,
Avem aeronave, detașamentul din Turcia, tocmai ce și-a încheiat misiunea la Cogălnicianu și așa mai departe. În jur de 5.000 de militari NATO sunt în acest moment dislocați pe teritoriul României, în primul rând pentru a descuraja o acțiune a Rusiei în zona noastră de interes. Ce spun. Cine va ieși câștigător la alegerile pentru primăria capitalei? Nu vin cu proiecte. Oamenii își fac implanturi în creier și noi vorbim despre țevi. Știu ce te interesează. Inteligența artificială știe mai bine să lucreze cu elevii. Mă înlocuiește pe instrumentul principal și anume profesorul. Să vezi pe noua generație tehnologia. O atrage din orice direcție. Știu cum să te fac curios. Implanturile lui Musk țin omenirea în șah. Omul cu chip face rocada puterea minții. De ce ai tu neapărat încredere? Îți va vrea neapărat și bine. Știu cum să te emoționezi. Între două atentate care au avut loc la Moscova, numărul morților în urma atacului de la Crocus City Hall a depășit 140 de persoane. Știu să conving. Taximetriștii vor să scape de Uber și Bolt. Bucureștenii vor să-i păstreze. Domnișoare, vreau să mă retrag. Da, și dumneavoastră 50 da, de. Exact. Mă duci la destinație conform prețului, nu stai să-mi comentezi la final. Știu să câștig. Tamara, ce să mai. Hai să știm pe ce lume trăim. Știu, deci știi. Conducerea PNL a desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, Dan Modreanu, șef la campania prezidențială, și Florin Roman, responsabilul campaniei pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu. Și țara noastră a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor, exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii, în creștere față de anul trecut. Țara vecină are doar 76%. De astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme ale lui Brâncuș. Politico dezvăluie un jaf uluitor care a avut loc la sediul Europol. Mai multe dosare fizice au dispărut în instituție, inclusiv al directorului executiv, precum și al directorilor adjuncți, printre care și Andrei Lință. 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Și prima școală, printată 3D, se află în prezent în construcție în Ucraina. Aceasta va oferi 4 sări de clasă pentru elevii unei școli primare din Lviv. Și Meta a fost criticată în ultimele zile de utilizatorii din social media care au descoperit că au fost înscriși automat într-o setoare care reduce conținutul politic pe Instagram și Threads, compania fiind acuzată de cenzură într-un an electoral important la nivel mondial. Donald Trump a publicat un clip pe platforma Truth Social prin care anunță lansarea cărții God Bless the USA Bible. Cartea preferată a lui Trump, așa cum a numit-o, costă $60. Și apartamentul lui Karl Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro. Situat în inima Parisului istoric, cu vedere la Sena și la Muzeul Louvre, apartamentul a fost complet refăcut de către designer într-un stil futurist. Cremele antirid chiar funcționează. Dacă unii taie copacii, alții îi îmbrățișează. În competiția de îmbrățișat copaci organizată în Scoția. Oamenii se simt foarte bine făcând asta, da? Le dă o energie foarte bună. Știu să convinc. Pensiile speciale, noul proiect de lege care ar fi trebuit să le reducă, a picat la CCR. Și de fapt o scriem cu picioarele, legea asta, ca să am facem... Am scris-o cu mâna, sigur. Clar nu de niște oameni competenți. Asta, legată cu deficitul bugetar, ne trage în jos. Știu să câștig. Facem un concurs de îmbrățișat. Știu, deci știi. Banii muncesc pentru tine. Vrem taxe mici,
ca să nu le plătim. Problema asta a evaziunii afectează numai veniturile bugetare, dar și contribuabilii corecți. Banii nu doar. Sam Bankman-Fried așteaptă decizia pentru cele 8 capete de acuzare. Judecătorul a considerat dreptul la liberă exprimare nu înseamnă să încerce să influențeze marturii. Află ce să faci. Roșu pe piața cripto. Încă suntem într-o sferă bullish. Nu s-a inversat nimic în trendul ascendent. Ca să-i faci. Inflația din zona euro scade la 5,3%. Bet scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu sunt nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. Știu. Cancerul de sân este cea mai frecventă afecțiune oncologică în rândul femeilor din România. Dar dacă este diagnosticat și tratat corect, cancerul mamar poate fi vindecat. Sana doctorul tău, zilnic, la Alef News și pe alefnews.ro. Acest program vă este oferit de Sanador. Cum arată prognozele analiștilor financiari CFA? Deficit de 5,5% în 2024 și creștere economică de 2,5%. Inflația atinge o rată medie de 5,46% în următoarele 12 luni, iar cursul valutar va ajunge la 5,05 lei euro, scrie ZF. Indicele ROBOR la 3 luni folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei stagnează la 6,05%. La începutul anului, indicele se situa la 6,21%. În rândul veștilor bune de la guvern, tarifele RCA rămân plafonate până în 30 iunie. Motivul? Combaterea creșterii excesive a prețurilor. Vehiculele electrice fabricate de chinezi vor ocupa 25% din piața europeană în acest an, potrivit unei analize, scrie Financial Times. Motivul principal? Creșterile mari ale MG și BYD. Record la deficitul bugetar. După cum a informat Marcel Ciolacu, 1,67% sau 29 de miliarde de lei în ianuarie și februarie. Sunt cele mai grele prime două luni pentru bugetul țării vreodată. De unde vine? Nu din cheltuieli suplimentare ale administrativului, ci din cheltuielile cu apărarea, spune premierul. Deși au scăzut de la 2% din PIB în 2020 la 1,6% anul trecut. La venituri, 87 de miliarde de lei, iar cheltuielile 117 miliarde. Statul a încasat din impozitul pe salarii și venit 7,74 miliarde de lei, plus 8,1% de la an la an. Veniturile din impozitul pe salarii au plus 23,6% peste evoluția fondului de salarii din economie de 17,9%, iar contribuțiile de asigurare au generat 30,23 miliarde de lei. La personal s-au dus 24,19 miliarde de lei în rândul cheltuielilor, în creștere cu 19,9%. Ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă 1,4% cu 0,1% mai mari față de aceeași perioadă anului precedent. Donald Trump vinde Biblii într-un parteneriat cu starul muzicii country Lee Greenwood. Toți americanii au nevoie de o Biblie în casa lor, spune Trump. Costă 60 de dolari și include Constituția Statelor Unite, scrie CNBC. Acțiunea lui Trump are loc chiar în Săptămâna Mare. Bursa de Valori București așteaptă în 2024 un profit net de 12,6 milioane de lei sub profitul de 21,8 milioane din 2023, care a fost influențat de listarea hidroelectrică. Marja netă așteptată este de 31% față de 42% în 2023, scrie ZF. Elon Musk anunță că chatbotul Grok al startup-ului XAI va fi activ pentru toți abonații premium ai platformei X. Anterior era disponibil doar pentru abonații Premium Plus. Iar HSBC anunță înființarea unui fond de creștere de $1 miliard. Scopul este să ofere împrumuturi companiilor care se extind prin intermediul platformelor digitale din Asia de Sud-Est, scrie Reuters. Fără banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Cine mai spune, domnul Ciolacu? Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, nu știu sunt nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin.
Știu. 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 Mm-hmm. Ce spun. Dronele rusești lovesc din nou la un pas de granița cu România. Dar sunt doar niște jocuri de intimidare. E suficient doar din greșeală să ajungă o bombă pe teritoriul României. Știu ce te interesează. V-ați lăsat prea repede, lăsați afară din Schengen. România a pierdut în jur de 10 miliarde de euro din cauza faptului că am fost blocat. Știu cum să te fac curios. Spectatorii de la zoo au considerat că acest ursuleț e fake, nu chiar așa e săracul urs, așa e rasa lui. Știu cum să te emoționez. Dacă unii taie copacii alții... Știi pe ce lume trăiești? Știu. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant. Rușcuța de primăvară, Adonis vernalis, este o plantă din familia Ranunculaceae, originară din Europa și Asia de Sud-Vest. Cunoscută pentru frumusețea sa, planta cu flori galbene strălucitoare, care înfloresc primăvara, se mai cunoaște popular ca ochiul fazanului, cocoșel, dedițel galben, buruiana calului sau scânteiță. În mitologia greacă, Adonis era un tânăr frumos iubit de zeița Afrodita. Atunci când Adonis pleacă la vânătoare, în confruntarea cu un mistreț, acesta își pierde viața. Și conform legendei, se spune că acolo unde sângele lui Adonis a căzut, pe pământ, ar fi ieșit frumoasele flori de Adonis vernalis. Mult timp a fost plâns de zeița Afrodita, dar odată cu trecerea timpului, durerea și lacrimile ei ar fi transformat florile galbene într-o nuanță de roșu aprins, care este versiunea de toamnă a florii Adonis. Proprietățile magice atribuite acestei plante variază în funcție de tradițiile și credințele populare. În multe tradiții, planta Adonis vernalis a fost asociată cu dragostea, frumusețea și pasiunea. Se spune că folosirea acestei plante în ritualuri sau farmece poate atrage iubirea sau întări pasiunea între parteneri. Roșcuța de primăvară este declarată monument al naturii și este protejată la noi în țară, dar o poți admira în zonele de podiș sau deal în subcarpații românești. În scopuri medicinale, se folosesc părțile aeriene care se culeg pe vreme frumoasă. Ai grijă să te speli bine pe mâini după recoltare, pentru că toate părțile plantei sunt extrem de toxice și pot provoca iritații ale pielei sau intoxicații. Roșcuța de primăvară conține principii active care fac parte din grupul digitaloidelor cu acțiune cardiotonică și diuretică. Se poate utiliza în tratarea unor afecțiuni cardiace, tulburări neurovegetative, hipertensiune arterială, oboseală cardiacă sau migrene. Aceasta se poate lua sub formă de ceai sau tinctură, însă doar la sfatul medicului, pentru că este o plantă toxică. Așa că nu-ți rămâne decât să admiri acest monument rar al naturii și să te bucuri de frumusețea sa. Descoperă forța binefăcătoare a plantelor cu Dacia Plant. Ce câștigă azi? Anul începe cu două luni grele la buget. 1,7% deficit. Statul se apără cu apărarea, dar greșește cifrele și se plictisesc de acțiunile tech din Statele Unite. Ce trenduri văd pentru 2024 fondurile mutuale și fondurile de pensii? Conducerea PNL a desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, dar Motreanu, șef la campania prezidențială, și Florin Roman, responsabilul campaniei pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu.
și țara noastră a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii în creștere față de anul trecut. Și de astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme cu Brâncuș. Operatorii serviciului de urgență 112 din România o să poată primi și apeluri video de la cei care au nevoie de ajutor. Asta înseamnă că serviciul de urgență va folosi internet pentru apeluri, iar cei aflați în pericol pot fi localizați mai precis și mai rapid. 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Și Ucraina a câștigat cu Islanda scor 2-1 și s-a calificat la Euro. Primul meci al tricolorilor la turneul final va fi împotriva ucrainienilor. Comisia Europeană le cere marilor platforme de online să eticheteze clipurile generate de inteligență artificială în contextul alegerilor. Și Macron anunță că racheta Ariane 6 va ajunge pe orbită la sfârșitul lunii iunie. Racheta va aduce pe orbită o serie de sateliți. Programul este o alternativă pentru SpaceX-ul lui Elon Musk. Și apartamentul lui Karl Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro. Este situat în Parisul istoric, cu vedere la Sena și la Muzeul Louvre. Și apartamentul a fost complet refăcut de către designer într-un stil futurist. Știu ce spun. Cine va ieși câștigător la alegerile pentru primăria capitalei? Nu vin cu proiecte. Oamenii își fac implanturi în creier și noi vorbim despre țevi. Știu ce te interesează. Inteligența artificială știe mai bine să lucreze cu elevii. Mă înlocuiește pe instrumentul principal și anume profesorul. Să vezi pe noua generație tehnologia. O atrage din orice direcție. Știu cum să te fac curios. Implanturile lui Musk țin omenirea în șah. Omul cu chip face rocada puterea minții. De ce ai tu neapărat încredere? Îți va vrea neapărat și bine. Știu cum să te emoționezi. Între două atentate care au avut loc la Moscova, numărul morților în urma atacului de la Crocus City Hall a depășit 140 de persoane. Știu să conving. Taximetriștii vor să scape de Uber și Bolt. Bucureștenii vor să-i păstreze. Domnișoare, vreau să mă retrag. Da, și dumneavoastră 50 de... exact. Mă duci la destinație conform prețului, nu stai să-mi comentezi la final. Știu să câștig. Tamara, ce să... Hai să știm pe ce lume trăim. Știu, deci știi. Președintele Klaus Iohannis a informat Parlamentul că a aprobat intrarea și staționarea României a forței de răspuns NATO cu capacitate de reacție foarte ridicată sau tranzitarea teritoriului național de către aceasta în cazul unei crize majore de securitate. Iohannis motivează că timpul de desfășurare a forței NATO este foarte scurt, de 72 de ore, iar situația de securitate a devenit imprevizibilă. Vine cu detalii Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării Securității. Anul trecut la Vilnius, Alianța Nord-Atlantică și-a schimbat filozofia de securitate. Dacă până acum forțele NATO intrau să apere un stat atacat în 28 de zile, la Vilnius s-a decis ca niciun metru de pământ al Alianței să nu fie cedat unui agresor și s-a decis la fel crearea unei forțe destul de mare, de 300.000 de militari, care să fie puși în alertă și să acționeze în timp foarte scurt. Forța de reacție NATO în 72 de ore ea trebuie să fie dislocată într-o zonă de răspuns, unde este nevoie de ea. Am văzut acest lucru că s-a întâmplat inclusiv în 2022, după ce Rusia a atacat Ucraina, în România au fost dislocate elemente ale forței NATO de reacție rapidă și avem și acum grupul de luptă NATO condus de Franța la Cincu, avem sistemul antiaerian Mamba al Franței la capul Midia, avem drone MQ-9 Reaper din țările de jos, avem aeronave, detașamentul din Turcia Tomace și-a încheiat misiunea la Kogălnicianu și așa mai departe. În jur de 5.000 de militari NATO sunt în acest moment dislocați pe teritoriul României, în primul rând pentru a descuraja o acțiune a Rusiei în zona noastră de interes. Noi ne lăudăm cu cifrele din apărare, polonezii tac și fac. Polonia își face bază militară aeriană cu elicoptere de luptă la aproximativ 70 de kilometri de frontiera cu Ucraina și Belarus. Polonezii au bătut palma cu americanii pentru elicoptere Apache cu tehnologie de top, sisteme de identificare și urmărire a țintelor, senzori de vedere pe timp de noapte pentru piloți și dispozitive antirachetă, dar mai multe afli la știu.
A venit ministrul apărării cu un proiect pentru a fi susținut mai departe de alegători și le-a spus așa: dacă alegătorii, dacă poporul ne mai dau un mandat, atunci ne putem întâlni din nou aici la Volomin peste 2 ani și vă pot arăta că armata poloneză va fi cea mai puternică proiect? Din... Proiect? Ce e ăla? Poftim? Ce e la proiect? Ce e la proiect în România? Păi să și ia notițe, domnul Ciolacu, domnul Ciucă... și toți cei care sunt în guvern acum, de la polonezi, ai spus mai devreme câte arme, câte rachete, câte avioane vor să-și cumpere polonezii. Da, noi suntem departe. Ăsta este un model de urmat, Polonia. Ăsta este un model care arată că da, politicienii se gândesc și la alegători, și la bunăstarea alegătorilor, și la siguranța alegătorilor, având în vedere polonezilor, având în vedere situația actuală. Asta e un pic că și în România ai bază NATO la Cogălnicianu și nu știu dacă ai uitat, săptămâna trecută îți spuneam că ea va fi modernizată, transformată în cea mai mare bază militară din Europa, da, 3.000 de hectare, 2,7 miliarde de dolari vor fi investiți acolo. Sunt banii NATO, nu Alex, banii eu tăi. Eu susțin baza NATO, dar hai să nu uităm că va fi gata peste 20 de ani. Rămân în România și spun că e oficial, Ares Bogdan, Dar Motreanu și Florin Roman vor fi șefii de campanie PNL la alegerile de anul acesta. Ares Bogdan pentru europarlamentare, Florin Roman pentru locale și Dar Motreanu pentru cele prezidențiale. Iar deficitul bugetar, adică diferența între veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,7% din PIB după primele două luni ale anului. Comisia Europeană a avertizat luni că deficitul va depăși și în acest an ținta guvernului, care a prognozat pentru acest an un deficit bugetar de 86,6 miliarde de lei, respectiv 5% din PIB. Cât de calitativă este viața ta? Ei bine, un studiu privind calitatea vieții și bunăstarea socială arată că România este pe locul 44 din 170 de state analizate. Metodologia presupune acordarea unui punctaj pentru elemente ca nevoi de bază, bunăstare și oportunități. Marcel Ciolacu spune că deficitul bugetar nu este o catastrofă. România va avea cea mai mare creștere economică din Europa anul acesta. Va fi bazată pe investiții și nu pe consum. Totuși, Comisia Europeană a avertizat că România rămâne vulnerabilă din punct de vedere al finanțelor publice și al balanței externe. Ducuninu, trader pe piețele financiare, spune că Bursa de Valori București așteaptă până în martie 2025 o contrapartidă în piața de capital, stimulând astfel lichiditatea. Dar mai mult îți spune chiar el acum. Într-adevăr, lichiditatea din piața de valori București sau Bursa de Valori București va fi mult mai mare pentru că s-a aprobat și de ASF o ordonanță prin care BVB-ul poate să introducă și elemente derivate în piețele de capital. Asta înseamnă că lichiditatea va crește, înseamnă că vor fi fonduri de investiții și investitori care vor veni către Bursa de Valori București, atragând în același timp și investiții în piețele din România. Riscuri există doar din punct de vedere al companiilor care vor fi listate la bursă. Există riscuri să piardă majoritatea din capitalul pe care îl dețin. Depinde foarte mult de cum gestionează aceste noutăți în piețele noastre, ceea ce înseamnă că ei trebuie să fie atenți în momentul în care vor lista companiile și cât vor lista din astfel de companii. Pentru că este o practică și în lume sunt multe fonduri de investiții care vor să ia capitalul majoritar al unei companii și să le dețină. Statul decide să extindă până la 1 iunie perioada în care nu se vor da sancțiuni pentru neutilizarea platformei e-factura. Dar e digitalizare cu stângul. Jumătate dintre antreprenori se plâng de funcționarea defectuoasă a e-factura. Peste 60% dintre ei de costurile cu noile obligații de conformare, 40% dintre respondenți indică operarea dificilă a platformei. Își atinge e-factura scopul de a combate evaziunea fiscală, afli la Alef Business. Soluția pe care eu o văd, instituțiile statului să amâne amendarea contribuabililor până la sfârșitul anului, astfel încât tot el, statul, să aibă timp să se pregătească, nu pe cheltuiala noastră a antreprenorilor. Abordarea corectă pentru un sistem corect cu fraudă minimă este să încep digitalizarea din curtea proprie. Bun, e-factura e, funcționează când se poate, altfel s-ar putea să ai și ceva situații legate de IBAN-ul românesc. E vorba despre platforma Revolut, care
ea anunță pe cei care au conturi din UK, da? Adică poate există români care au conturi deschise în UK și care nu pot folosi IBAN-ul românesc. Grijă, dacă ești în situația asta, Dariana, spre exemplu... O veste tristă, aș spune, nu sunt. Nu, dar că e tristă. Poate voiam să fiu. Nu e tristă deloc, pentru că poți folosi în continuare IBAN-ul de UK. Nu-l poți folosi temporar pe cel din România. Revenim cu detalii după ce ne convingem exact ce și cum și cât durează, da? Uite ce se întâmplă în lume, 6 oameni sunt dispăruți în urma accidentului naval de la Baltimore. Autoritățile americane presupun că cei 6 au murit și au întrerupt operațiunile de salvare după 18 ore. Îți aduc aminte că un vapor de mari dimensiuni a intrat marți într-un pod uriaș, provocând prăbușirea acestuia. Iar Donald Trump promovează o linie de biblii scumpe în parteneriat cu starul muzicii country Lee Greenwood, al cărui cântec God Bless the USA este omniprezent la mitingurile politice ale fostului președinte. God Bless the USA Bible o să coste $60. Și Daniil Medvedev, înscrie a 350-a victorie a carierei. Tenismenul rus s-a calificat marți în sferturi la Masters ATP de la Miami. Medvedev, campion la Miami în 2023, s-a impus cu scorul de 7-6, 6-0 după o oră și 29 de minute în fața germanului Dominic. În sferturi, el va evolua cu învingătorul partidei dintre Casper Ruud și Nicolas Jerry. Se întâmplă cu angajații și când șefii vor fi reprezentați doar de aplicații și de algoritmi. Pare o întrebare dintr-un scenariu utopic, dar viitorul este mult mai aproape decât credem. Răspunsul îți oferă Marius Luican, sociolog și antreprenor. Săracii manageri, săracii șefi, săracii lideri, toate cele trei categorii, că sunt trei categorii diferite, sunt și oameni cu viziune, sunt și psihologi, sunt și oameni care ajută la consolidarea identității și a validării emoționale ale subalternilor. Au tot felul de funcțiuni. Acum, noi oamenii suntem foarte deschiși să facem tot felul de schimbări, să suntem de acord cu să fim progresiști, suntem de acord cu cociririle științei. Un studiu Oracle și Future Workplace arată că 64% dintre angajați ar avea încredere într-un robot șef în funcția de manager. După ce se ghidează angajatul când vine vorba de un job, prestigiul companiei, cine o conduce, salariul sau mediul de lucru, îți spune Oana Botolan, expert HR. Sigur că se pot face teste, se pot face experimente, dar nu este o variantă luată în calcul sub nicio formă. Ce este, în schimb, luat în calcul e mai puțin science fiction, mai puțin din Star Trek și implică utilizarea tehnologiei și aplicațiilor inteligente pentru anumite părți din coordonarea sau unei echipe sau măsurarea rezultatelor unei echipe. Știu să convin. Pensiile speciale, noul proiect de lege care ar fi trebuit să le reducă, a picat la CCR. Și de fapt o scriem cu picioarele, legea asta, ca să facem... cu mâna, sigur. Clar nu de niște oameni competenți. Asta, legată cu deficitul bugetar, ne trage în jos. Știu să câștig. Facem un concurs de îmbrățișat. Știu, deci știi. Banii muncesc pentru tine. Vrem taxe mici,
ca să nu le plătim. Problema asta, evaziunea, afectează numai veniturile bugetare, dar și contribuabilii corecți. Banii nu doar. Sam Bankman-Fried așteaptă decizia pentru cele 8 capete de acuzare. Judecătorul a considerat dreptul la liberă exprimare nu înseamnă să încerce să influențeze mărturii. Află ce să faci. Roșu pe piața cripto. Încă suntem într-o sferă bullish. Nu s-a inversat nimic în trendul ascendent. Ca să-i faci. Inflația din zona euro scade la 5,3%. Bet scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Și ne mai spune domnul Ciolacu. Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mă înțeleg ceva, sunt, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. Zici că știi pe ce lume trăiești. Ești de acord ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 cât sunt în prezent? Ai fost de acord că resursele financiare rezultate din reducerea numărului bugetarilor trebuie realocate, iar bugetele educației și apărării să crească cu câte 10% din PIB? Funcțiile guvernamentale trebuie reconcepute, limitate, digitalizate, executate și de sectorul privat, în așa fel încât să-ți servească rapid și la costurile cele mai mici nevoile și interesele legitime. În instituțiile publice trebuie introduse prin lege criteriile de guvernanță și practicile de angajare, de selectare a resursei umane și a bunei administrări din companiile private și corporații. Ești de acord ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 cât sunt în prezent? Știu pe ce lume trăiesc? Știu pe ce lume trăiești. Știu. Conducerea PNL a desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, Dan Modreanu șef la campania prezidențială și Florin Roman responsabil pentru campania pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu. Și România a depășit anul trecut Ungaria la PIB cap de locuitor exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii Europene, în creștere față de anul trecut. Și de astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme ale lui Brâncuș. Politico dezvăluie un jaf uluitor care a avut loc la sediul Europol. Mai multe dosare fizice au dispărut din instituție, inclusiv al directorului executiv, precum și al directorilor adjuncți, printre care și Andrei Lință. 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Și prima școală printată 3D se află în prezent în construcție în Ucraina. Aceasta va oferi 4 săli de clasă pentru elevii din Lviv. Meta a fost criticată în ultimele zile de utilizatorii de social media care au descoperit că au fost înscriși automat într-o setare care reduce conținutul politic pe Instagram și Threads, compania fiind acuzată de cenzură într-un an electoral important la nivel mondial. Trump a publicat un clip pe platforma Truth Social prin care anunță lansarea cărții God Bless the USA Bible, cartea preferată a lui Trump, așa cum a numit-o, costă $60. Și apartamentul lui Karl Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro. Este situat în Parisul istoric cu vedere la Sena și Muzeul Louvre și a fost refăcut de designer într-un stil futurist. Banii muncesc pentru tine. Să fie anul aderării noastre la organizație. Să avem o politică fiscală prudentă și coerentă. Altfel, nu controlăm inflația. Banii nu dor. Uniunea Europeană este prima care dă lege în AI. Înseamnă, de fapt, un AI etic care să răspundă așteptărilor societății. Află ce să faci. Face ca Bitcoin să o bată pe Taylor Swift la popularitate. Această chimeră care se numește Bitcoin nu a fost atât de populară. Ca să-i faci. Bravo, did it again. Motor V8 Twin Turbo 4 litri. La e campion. E devin. Scrie, depanează și implementează cod. Ce câștigați? O zi profitabilă.
Mesaj de informare a publicului. Anunț de interes public. De la 1 ianuarie 2024, facturarea electronică prin e-factura devine obligatorie pentru toate tranzacțiile între companii. Cei care nu vor respecta această prevedere vor fi sancționați conform legii. E-factura este un instrument care contribuie la combaterea fraudei TVA și reduce pierderile asociate cu evaziunea fiscală. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.mefinanțe.gov.ro. Mesaj de informare a publicului. Cât de calitativă este viața ta? Indicele de progres social arată că România este în partea de sus a clasamentului în creștere față de raportul precedent. Te clasezi pe locul 44 din 170 într-un clasament în care cel mai bine stau cetățenii din Danemarca, Norvegia și Finlanda. Despre progresul social îți spune mai multe Laura Buciu, editor al FNews. S-a făcut o medie între nevoile de bază, bunăstare și oportunități și au fost analizate aceste valori atribuite fiecărei coordonate care intră în aceste trei categorii. Ei bine, țara noastră, deși pare greu de crezut, a obținut cele mai bune rezultate la nutriție și îngrijire personală și îngrijire medicală, obținând aici locul 28. La locuință stă pe locul 43, la siguranță personală locul 45, iar la informații și comunicații locul 46, știm că stăm foarte prost la capitolul digitalizare. Pe de altă parte, coordonatele care înregistrează scoruri mici includ incluziunea socială, aici România se clasează pe locul 71 și apă și salubritate locul 67. Făcând o medie între aceste clasări, România a obținut un loc mai bun decât cel de anul din raportul precedent realizat în 2021. Acest raport despre care noi vorbim acum este raportul din 2023, pentru că cei care l-au realizat spun că între anul 2023 și anul 2024 nu există modificări substanțiale. Știu că îți dorești o dezvoltare armonioasă a copilului tău, dar cum reușești să influențezi dezvoltarea cognitivă? Studiile arată că suplimentarea cu omega-3, citirea interactivă cu copiii și frecventarea unei grădinițe cu program educativ sunt metodele care au demonstrat cel mai mare potențial în stimularea inteligenței copilului. Mai multe sfaturi pe acest subiect îți spune Radu Leca, psiholog. Psihotronia spune în felul următor. Atât timp cât tu vei înțelege care este potențialul herților prin expunerea copiilor la ei și vei înțelege care herți îi vor ajuta pe copii să se dezvolte din punct de vedere cognitiv, vei fi un câștigător. Dar dacă nu înțelegi ce înseamnă herții, cum îi ajută pe copii herții în momentul în care sunt expuși, care sunt frecvențele perfecte pentru a crește coeficientul de inteligență, îți rămân lucrurile lumești. Iar lucrurile lumești intră într-o zonă de firesc, de natural și de organic. Și spunem așa, să crești inteligența copilului ține foarte mult de răbdare și de dragoste, dar și de pasiunea pe care tu o atașezi și o dispui în tot ceea ce înseamnă conversația cu copilul de-a lungul timpului, în fiecare zi, atât dimineața când se trezește, cât și seara înainte de culcare. Poveștile terapeutice interactive, în care tu spui o propoziție, el spune o propoziție, tu spui o frază, el spune o frază, tu adaugi un citat, el adaugă ceva din mintea lui, îl vor ajuta să crească creativitatea. Inteligența se crește cu ajutorul a două elemente, de tip strategic, care îl vor face să fie cu un pas mai în fața tuturor celorlalți. 1. Se numește jocul Go și 2. Jocul de șah. Ambele conțin strategii la care copilul ciodată începe să se gândească, copilului îi se va dezvolta creierul. Zendaya părăsește oficial Arachis. Vedeta promovează de acum Challengers, în care intră în pielea unei jucătoare de tenis devenită antrenoare și cu ajutorul stilistului ei abordează un alt stil.
Practic, se dezbracă de costumul metalic și îmbracă rochia de gală, iar imaginile postate de British Vogue fac deliciul fanilor. Valentino anulează show-urile din iunie dedicate colecției de îmbrăcăminte pentru bărbați, dar și la haute couture, după anunțul făcut săptămâna trecută că directorul de creație Pier Paolo Piccioli părăsește brandul. Și filmul The Batman Part 2 va avea lansarea oficială pe 2 octombrie 2026. Lungmetrajul a fost amânat un an întreg, data inițială de lansare fiind 3 octombrie 2025, dar greva din industrie a dus la o amânare de 2 ani. Fanii sunt acum și mai nerăbdători să vadă revenirea lui Robert Pattinson. Pofta vine mâncând și cea mai bună mâncare nu e la tine acasă, așa că turismul culinar din toată lumea a adunat anul trecut aproape 1000 de miliarde de euro și ar putea să sară de 3500 de miliarde dacă rămânem la fel de gurmanți până în 2023. De ce? Afli la știu. Proiectul care strânge rețetele bunicilor din toată țara. Toate rețetele tradiționale ajung la tine online, pe un site pe care vezi direct poza cu rețeta scrisă de mână de o bunică. Ceea ce mi se pare extraordinar de frumos, pentru perfect, că pe lângă rețeta asta scrisă de bunică, păstrăm și o parte valoroasă a tradițiilor, a valorilor pe care le aveau bunicii noștri, a amintirilor, felul în care acum avem telefoane, mai avem bunici încă în viață pe care putem să le filmăm în momentul în care gătesc, în momentul în care vorbesc, așa că hai să ne folosim de aceste device-uri care ne sunt la îndemână și să păstrăm via amintirea acestor bătrânici simpatice, cu chef de viață încă la vârste înaintate, că tot ai spus tu că înaintăm în vârstă, ele ce să mai zică, și să ne păstrăm vie în amintiri și în gură, chiar dacă sună dubios, da, mâncarea gătită de ele. E perfect ce zici tu acolo, dar știi care e problema? Că avem toate mâncărurile astea super bune, rețete mișto prin țară, foarte diverse, că în funcție de regiune ai altă mâncare, da? Din păcate se pierd cu timpul și nu că nu păstrăm rețeta, da, uite, te duci la restaurant, la conac, la hotel. Mâncarea devine așa foarte generică, foarte tip fast food, nu mai are gustul ăla special. De ce? Pentru că ingredientele se pierd. Nu mai crește nimeni roșii în nimeni. Foarte puțin mai cresc roșii în grădine și fac sucul de roșii handmade, da? Îl iau din supermarket, atunci degeaba mai respect sub rețeta. De fapt, merge mai departe pe ideea ta. Nu e că nu mai cresc roșii în grădină, ci că sunt pline de pesticide și alte nebunii pentru a crește. Nu mai sunt. Te întreb, ce mănânci azi? Ce zici de un cocktail de creveți, brioșă de halibut în crustă de chorizo și tort de ciocolată, ganaș, mandarine cu frișcă aromatizată cu busuioc? Unde? La The Landing, în New York, în inima Midtown Manhattan. Prețuri, un prânz complet ajunge la $60. Șase oameni sunt dispăruți în urma accidentului naval de la Baltimore. Autoritățile americane presupun că cei 6 au murit și au întrerupt operațiunile de salvare după 18 ore. Îți aduc aminte că un vapor de mari dimensiuni a intrat marți într-un pod uriaș, provocând prăbușirea acestuia. Și Donald Trump promovează o linie de biblii scumpe în parteneriat cu starul muzicii country Lee Greenwood, al cărui cântec God Bless the USA este omniprezent la mitingurile politice ale fostului președinte. God Bless the USA Bible costă $60 fără taxe de transport. Iar Medvedev înscrie a 350-a victorie a carierei. Tenismenul rus s-a calificat marți în sferturi la Miami. Medvedev, campion la Miami în 2023, s-a impus cu scorul de 7-6, 6-0 după o oră și 29 de minute în fața germanului Dominic. În sferturi, el va evolua cu învingătorul partidei dintre Casper Ruud și Nicolas Jarry. NASA ar putea confirma existența vieții extraterestre pe luna lui Jupiter până în 2030. Agenția spațială urmează să lanseze nava Europa Clipper în octombrie, aceasta urmând să rămână pe corpul astronomic timp de 4 ani. Instrumentele de pe nava spațială sunt foarte sensibile și pot detecta chiar și cea mai mică formă de viață. Mai multe despre subiect îți spune Sebastian Fițec, lector universitar.
Dacă NASA va confirma prezența vieții pe un astfel de satelit al lui Jupiter, ar fi o descoperire monumentală, care ar schimba definitiv pentru totdeauna perspectiva noastră asupra Universului, dar și a locului nostru în el, și nu a mai considerat de pildă viața extraterestră ca o simplă speculație science fiction, așa cum o vedem în filme. Oare din acest moment ne putem imagina o lume complet diferită, o lume în care nu mai suntem singuri, ori conștientizarea și imaginația va păși în mod oficial și legitim pe noi tărâmuri, adică filmul devine realitate. Dar totul poate începe, iată, cu această poveste, cu o lume undeva pe o lună înghețată a lui Jupiter, unde se presupune că există viață. Sunt foarte multe studii care arată că aceste condiții sunt prielnice. Ori misiunea Europa Clipper, creată de NASA, este un proiect titanic care a costat, gândiți-vă, 2,7 miliarde de dolari. Va fi lansat undeva pe o rachetă Falcon Heavy, deținută de compania lui Musk, evident, undeva în octombrie 2023, având data de sosirii pe Europa prin aprilie 2030. Să nu uităm însă că distanța până în Europa iese de aproximativ 778 de milioane de kilometri. Ce ar însemna pe planul nostru confirmarea, adică uman, confirmarea vieții extraterestre, sigur că da, ar fi mai întâi o revoluție științifică, aș începe cu acest lucru, ar impulsiona cercetarea în astrobiologie, ar dezvolta chimia organică, de pildă în cadrul exoplanetelor, dar ar fi și o provocare, în primul rând, antropologică, filozofică, de pildă ar declanșa dezbateri aprinse despre originea vieții, natura conștiinței și eventual posibilitatea inteligenței, existenței inteligenței extraterestre. Ce câștigă azi? Anul începe cu două luni grele la buget. 1,7% deficit. Statul se apără cu apărarea, dar greșește cifrele și se plictisesc de acțiunile tech din Statele Unite. Ce trenduri văd pentru 2024 fondurile mutuale și fondurile de pensii? Casă mare și rețea puțină, stai liniștit că am venit să te învăț cum să faci să ai internet în orice colț al casei, chiar dacă conexiunea e făcută la parter și tu vrei să te conectezi la router din ultima cameră de la etaj. Să o luăm cu începutul. Ideal ar fi să ai cât mai multe prize pentru internet fix în casă. Așa că dacă încă îți construiești casa, pune electricianul să-ți facă și câteva prize de internet când îți pune cablurile în pereți. Așa o să poți să ai internet la viteză maximă oricând ai nevoie de el, din orice punct al casei. Dacă ai casa gata făcută, stai liniștit că nu trebuie să spargi pereții ca să-ți ajungă internetul și la etaj. Trebuie să mergi pe varianta wireless. Bine, ai putea și să conectezi între ele două rutere cu cablu de rețea, dar trebuie să te chinuiești puțin să ascunzi acel cablu și o să-ți trebuiască foarte mult. Mai bine, îți iei un router pe care îl transformi într-un repeater de rețea, adică un router care preia semnalul de la cel pe care îl ai deja în casă și îl transmite mai departe cu mai multă putere. Partea complicată aici e că va trebui să faci ceva setări mai avansate sau să chemi pe cineva care se pricepe la rețelistică. Varianta ceva mai simplă e cea cu dispozitive care sunt gândite special pentru așa ceva. Poți să-ți iei un sistem mesh care mărește raza semnalului și care e mult mai ușor de instalat. Totuși, cea mai bună variantă rămâne cea a unui router capabil. Decât să te gândești mai târziu cum să îți îmbunătățești semnalul, mai bine te uiți de la început după rutere care acoperă suprafețe mari și au viteze mari de transfer. Neapărat să fie și dual band, doar suntem în 2024.
Conducerea PNL i-a desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, Dan Motreanu șef la campania prezidențială și Florin Roman responsabilul campaniei pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu. Și România a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor, exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii, în creștere față de anul trecut. Și de astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme ale lui Brâncuș. Operatorii de la serviciul de urgență 112 din România o să poată primi și apeluri video de la cei care au nevoie de ajutor. Asta înseamnă că serviciul de urgență va folosi internet pentru apeluri, iar cei aflați în pericol pot fi localizați mai rapid. 6 persoane au fost declarate dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Și Ucraina a câștigat cu Islanda, scor 2-1, și s-a calificat la Euro. Primul meci al tricolorilor la turneul final va fi împotriva ucrainienilor. Comisia Europeană le cere marilor platforme online să eticheteze clipurile generate de inteligență artificială în contextul alegerilor. Și Macron anunță că racheta Ariane 6 va ajunge pe orbită la sfârșitul lunii iunie. Racheta va duce pe orbită o serie de sateliți, programul este o alternativă pentru SpaceX. ChatGPT-5 ar putea fi lansat în aprilie, informația a fost dezvăluită de un inginer Microsoft care lucrează deja la ChatGPT-6. Inflația din zona euro scade la 5,3%. BET scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau Enel România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Și ne mai spune domnul Ciolacu. Domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astea sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mai înțeleg ceva, sunt, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 Dezinformarea și drogurile, două dintre problemele grave care afectează tinerii din România. Au dezbătut pe seama acestora Doru Buș cu editorialist Cața Venci și Sorina Matei la emisiunea Off on the Record. Aici îi spun că noi avem o problemă inclusiv pe zona asta de tineret. Adică oamenii și-au informații nesigure din rețelele de socializare, votează, dar n-au încredere în sistem politic, în democrație, în nimic. Și spun că sunt împotriva sistemului și politic, spun dar spun în același timp că sunt neinteresați. Asta arată că nu sunt informați. Acum, în același timp, poziția lor este legitimă. De ce? Pentru că asupra lor efectele sunt efectele de la firul ierbii, adică efectele din societate sunt într-adevăr conforme cu părerea pe care o au ei despre societate. Adică tinerii sunt mai lipsiți de șanse decât oricând,
sunt marginalizați social, școala este deteriorată. Dezamăgire sau... de sistemul de educație și drogurile apare ca problema numărul 3. Da, drogurile e o problemă crescătoare cu soluția din ce în ce mai mică. Și mi-amintesc că acum profit de acest prilej să spun că atunci când am făcut, colegii mei de fapt au făcut o anchetă bubuitoare legată de droguri, de cantitățile mari de droguri. Da, așa. Ați avut o grămadă de procese. Ne-a făcut praf justiția, în condițiile în care noi am pus pe masă probe, martori și nu s-a întâmplat nimic. Și acele rețele continuă să funcționeze pentru că, de fapt, de ce s-a întâmplat asta? De ce ni s-a astupat gura? Pentru că cantitățile alea nu puteau să funcționeze doar prin niște traficanți. E vorba de instituții mari, majore, care ocrotesc. Și eu, apropo de droguri, l-am auzit pe domnul, chiar azi îi spuneam unui procuror, l-am auzit pe procuror general al României, care spune că, domne, e mafia și sunt droguri în port. E o glumă. Păi nu, da, scuză-mă, să fii ca procuror general să spui că e mafia și sunt droguri în port, înseamnă că trebuie să te dai demisia. Adică cine face dosarele? Trebuie să le fac eu sau tu? Parchetul general ce face? Câte dosare pe parchetul general nu are ce să facă zero. Până când nu se ia o decizie politică aici. Pentru că dacă se ia o decizie politică și se construiește un corp de luptă împotriva drogului, lucrurile se mai pot rezolva. Dar câtă vreme tu ai instituții secrete care protejează, n-ai cum să rezolvi această problemă. Ei din când în când îl aruncă pe câte un găinar. L-au prins cu 3 kg de cocaină la așa și pac. Și apare la televizor. Dar în timp ce ăla e fotografiat, 3 tone trec pe alături. Big Brother în școlile din România. Ministrul Educației Licea Deca ar vrea să instaleze sisteme de supraveghere audio-video în sălile de clasă, fără acordul elevilor, părinților sau profesorilor. Detalii se aduce Cătălina Georgescu, profesor. Este o măsură nu bună, vitală. Ce se întâmplă și ați văzut ultimile știri cu violențe, elevi, profesori, furturi, cazuri de bullying care se termină foarte urât între elevi, fără acest sistem CCTV care este foarte cunoscut peste tot în lume de supraveghere video, nu cred că putem să echilibrăm cumva situația. Camerele audio-video vor monitoriza activitatea din clasă fără să încalce prevederile GDPR și vor putea fi accesate doar în cazuri de violență fizică sau verbală, nu și pentru evaluarea orelor sau a profesorilor. Ar aduce acest lucru rezolvarea problemelor ce țin de violența în școli? Mihnea Stoica, elev, spune că nu. Clar nu va reprezenta o rezolvare, ci este mai mult o metodă de a clarifica aceste cazuri, însă nu duce și la rezolvarea completă acestora. Cazurile de violență vor exista în continuare cu sau fără un sistem video și audio de înregistrare. Depinde foarte mult de modul în care vor fi utilizate aceste camere, cine va avea acces la aceste camere și la aceste înregistrări, pentru că de obicei aici apare frica profesorilor și a elevilor când vine vorba de înregistrarea audio-video. Cum ar putea influența instalarea acestor sisteme de supraveghere relația dintre elev și profesor, îți spune Bogdan Rațiu, profesor de limba și literatura română. E cumva și o problematică în unele clase, pentru că copiii vorbesc urât cu profesorii sau sunt și poate și altercații între elevi, bullying sau alte comportamente de genul acesta și cred că aceste camere pot să ne salveze să luăm decizii mult mai rapid. Uite ce se întâmplă în România, este oficial, Rareș Bogdan, Dar Motreanu și Florin Roman vor fi șefii de campanie PNL la alegerile de anul acesta. Rareș Bogdan pentru europarlamentare, Florin Roman pentru locale și Dan Motreanu pentru cele prezidențiale. Și deficitul bugetar, adică diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, a urcat la 1,7% din PIB după primele două luni ale anului. Comisia Europeană a avertizat luni că deficitul va depăși și în acest an ținta guvernului, care a prognozat pentru acest an un an deficitar bugetar de 86 miliarde de lei, respectiv 5% din PIB.
Cât de calitativă este viața ta? Ei bine, un studiu privind calitatea vieții și bunăstarea socială arată că România este pe locul 44 din 170. Metodologia presupune acordarea unui punctaj pentru elemente de ca nevoi de bază, bunăstare și oportunități. O școală revoluționară printată 3D tocmai a apărut în Lviv, Ucraina. Este vorba despre o inițiativă care oferă ajutor refugiaților ucraineni prin reconstruirea cu tehnologie de imprimare 3D. Școala are 4 clase și a fost realizată cu tehnologia de imprimare 3D. Cu mai multe detalii se alătură colegul meu, Felix Damian. Proiectul Hive este o inițiativă lăudabilă și ne oferă practic prima structură educațională 3D printată în Europa într-o zonă de conflict și a fost ridicată la Lviv ca un simbol al inovației și speranței. Clădirea, edificiul a fost construit în practic 40 de ore prin tehnologia de imprimare 3D. Oferă 4 încăperi suplimentare pentru a găzdui elevii deplasați de război și este un proiect remarcabil condus de Fundația Umanitară Team for Ukraine, realizat în colaborare cu grupul danez 3DCP, folosind imprimanta Cobod Bod 2, prin care își propune să răspundă acestei nevoi stringente de noi infrastructuri pentru învățământ din Ucraina. Trebuie avut în vedere faptul că este o soluție pentru situații de criză. Avantajul principal este viteza de construire și posibilitatea de a crea structuri cu geometrii complexe la costuri potențial mici, iar în contextul pierderilor umane și a lipsei forței de muncă din Ucraina, de pildă, automatizarea poate compensa deficitul de specialiști. Proiectul Hive și alte inițiative similare ar putea fi un model pentru reconstruirea comunităților în zone afectate de catastrofe sau de război și aceste imprimante 3D Cobod au făcut deja prima clădire din Europa în 2017. Ulterior, imprimantele au realizat primele clădiri cu 2 și 3 etaje în Europa, respectiv în Belgia și Germania, dar și în SUA și India. De asemenea, prima casă imprimată 3D din Dubai și clădiri din Africa au fost realizate cu aceste imprimante de construcție 3D marca Cobod. Zici că știi pe ce lume trăiești. Ești de acord ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 cât sunt în prezent? Ai fost de acord că resursele financiare rezultate din reducerea numărului bugetarilor trebuie realocate, iar bugetele educației și apărării să crească cu câte 10% din PIB? Funcțiile guvernamentale trebuie reconcepute, limitate, digitalizate, executate și de sectorul privat, în așa fel încât să-ți servească rapid și la costurile cele mai mici nevoile și interesele legitime. În instituțiile publice trebuie introduse prin lege criteriile de guvernanță și practicile de angajare, de selectare a resursei umane și a bunei administrări din companiile private și corporații. Ești de acord ca personalul bugetar să fie limitat la 500.000 din 1.300.000 cât sunt în prezent? Știu pe ce lume trăiesc? Știu pe ce lume trăiești. Știu. Conducerea PNL i-a desemnat pe Rareș Bogdan ca șef de campanie la alegerile europarlamentare, Dan Modreanu șef la campania prezidențială și Florin Roman responsabilul campaniei pentru alegerile locale. Vrem să impulsionăm angajările în spitalele mari, am deblocat posturile din sănătate, a declarat marți premierul Marcel Ciolacu. Și țara noastră a depășit anul trecut Ungaria la PIB pe cap de locuitor, exprimat în standardele puterii de cumpărare. România se situează la 78% din media Uniunii Europene, în creștere față de anul trecut. Și de astăzi începe expoziția Brâncuș la Centrul Național de Artă și Cultură Pompidou din Paris. Pe lângă operele sculptorului poți vedea și fotografii, desene și filme ale lui Brâncuș.
Iar Politico dezvăluie un jaf uluitor care a avut loc la sediul Europol. Mai multe dosare fizice au dispărut din instituție, inclusiv al directorului executiv, precum și al directorilor adjuncți, printre care și Andrei Lință. 6 persoane sunt dispărute în urma accidentului care a dus la prăbușirea podului din Baltimore. Autoritățile presupun că aceste persoane au decedat. Și prima școală, printată 3D, se află în prezent în construcție în Ucraina. Aceasta va oferi 4 săli de clasă pentru elevii unei școli primare din Lviv. Iar Meta a fost criticată în ultimele zile de utilizatorii de social media care au descoperit că au fost înscriși automat într-o setare care reduce conținutul politic, compania fiind acuzată de cenzură într-un an electoral important la nivel mondial. Donald Trump a publicat un clip pe platforma Truth Social prin care anunță lansarea cărții God Bless the USA Bible, cartea preferată a lui Trump, așa cum a numit-o, costă $60. Și apartamentul lui Karl Lagerfeld a fost vândut pentru 10 milioane de euro. Situat în inima Parisului istoric cu vedere la Sena și la Muzeul Louvre, apartamentul a fost complet refăcut de către designer într-un stil futurist. Ce se întâmplă? Primarul înseamnă să încerce să influențeze mărturii. Află ce să faci. Roșu pe piața cripto. Încă suntem într-o sferă bullish. Nu s-a inversat nimic în trendul ascendent. Ca să-i faci. Inflația din zona euro scade la 5,3%. Bet scade cu 1,15%. Prețurile alimentelor de bază încetinesc. Indicele francez CAC 40 se îndreaptă către un nou maxim istoric. Grecii de la PPC reiau NL România. Ce câștigați? Noi oportunități de câștig. Direcția Națională Anticorupție a fost concepută ca un astfel de mecanism de a combate corupția la nivel înalt. Ca Direcția Națională Anticorupție trebuie să rămânem în zona de premium a investigațiilor. Ei nu fură banii ăștia, să înțelegi. Așa s-au dat legile. Și ne mai spune domnul Ciolacu. Păi, domnule, nu funcționează nimic în țara asta. Pe cum să spui așa ceva în condițiile în care tu pe tratat ai statul de drept? Oamenii care conduc astăzi sunt mai needucați decât oricând altcândva. Ăștia mă înțeleg ceva, nu știu nimic. Sunt avioane. Nu știu cum îi cheamă. Sunt avioane. Let's flip the coin. Știu. 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 România se află pe poziția 21 dintre cele 27 de state membre UE în ceea ce privește produsul intern brut pe cap de locuitor, exprimat prin puterea de cumpărare, respectiv la 22% sub media Uniunii, arată datele Eurostat. Cum arată prognozele analiștilor financiari CFA? Deficit de 5,5% în 2024 și creștere economică de 2,5%. Inflația atinge o rată medie de 5,46% în următoarele 12 luni, iar cursul valutar va ajunge la 5,05 lei euro, scrie ZF. Apple stabilește data pentru conferința anuală pentru dezvoltatori, 10-14 iunie. Compania prezintă la conferință, de obicei, cele mai recente versiuni pentru iPhone, iPad, Mac și Apple TV. Însă în acest an, Apple ar putea prezenta strategia de inteligență artificială, scrie CNBC. Meta a creat în trecut un program pentru a accesa acțiunile criptate ale utilizatorilor în aplicațiile rivale, precum YouTube sau Snapchat. Programul a durat cel puțin 3 ani la cererea lui Mark Zuckerberg, potrivit unor mail-uri descoperite de instanțe, scrie Insider. Marile companii sunt și ele afectate de căderea podului Francis din Baltimore. Amazon, Ikea, Home Depot sau Bob's Furniture sunt doar câteva dintre cele afectate. Folosesc portul Baltimore pentru a importa mărfuri. Este cel mai important port american pentru importul și exportul de vehicule. Peste 52 de milioane de tone de mărfuri străine, în valoare de circa 80 de miliarde de dolari, au trecut pe acolo anul trecut, scrie CNBC. Donald Trump vinde Biblii într-un parteneriat cu starul muzicii country, Lee Greenwood. Toți americanii au nevoie de o Biblie în casa lor, spune Trump. Costă $60 și include Constituția Statelor Unite, potrivit CNBC. Acțiunea lui Trump are loc chiar în săptămâna mare. În rândul veștilor bune de la guvern, tarifele RCA rămân plafonate până în 30 iunie. Motivul? Combaterea creșterii excesive a prețurilor.
Vehiculele electrice fabricate de chinezi vor ocupa 25% din piața europeană în acest an, potrivit unei noi analize, scrie Financial Times. Motivul principal? Creșterile mari ale MG și BYD. Robinhood Markets lansează un nou card de credit cu scopul de a se extinde pe piața finanțelor personale și de a crește abonamentele sale premium. Cardul este disponibil doar pentru clienții Robinhood Gold.